Și îți imaginezi că pentru un copil de 90 ani să ai... Eu n-am vrut jucării, n-am vrut lucruri care... N-am vrut ușă metalică. <laughs> și asta spune ceva despre mine la vârsta aia și spune ceva despre mine acum, într-un fel. Adică sunt foarte... discuția direct. Deci de când mă știu cu Angel Damian, nu mă știu, acum ne-am cunoscut ca să o lămurim, să nu mai facă lumea mișto, că iar vă așteptăm să ne povestească de se știe. Doar că am început o discuție foarte interesantă și vreau să o continuăm direct acum, legat de trendurile din seriale. Și te întrebam pe tine cât de mult te sedus de feedback-ul dat direct de oameni care se uită la seriale la care uh, ai lucrat. Și am avut studiu de caz Vlad. Și am spus, Băi, problema e că dai și o să pară foarte elitist și foarte prețios ce zic acum, dar e foarte importantă viziunea regizorală. Trendurile în zona asta de crime procedurals s-au schimbat foarte mult. Și am luat-o punctual. De la Sopranos, care este art house francezesc cu mafioți italieni în New York, Faza mișto e că atunci când iei trenduri de astea din filmul european și îl faci cu bugetul de America, iese extraordinar. Așa e. Pentru că scorseze fix asta face. Scorseze, by default, e regizor european. Da. S-a autodeclarat fanul lui Godard, apropo de Godard. Da, 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 da. da. Adică... Uh, a venit... Uh... Și să nu uităm când a fost, nu știu, cred că Scorsese a fost președintele juriului când a luat la vida del Pandoru, parcă, sau nu mai știu, un regizor american, cert, nu, care tu zici de la Luberini? Nu, la Vida del Blue is the warmest color. așa, Blue is the warmest color. Da, 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 Când a luat Pandora și au luat cele, dar nu era, cred că era Spielberg, dar oricum tot un regizor american a dat pentru Stai un pic. Spielberg în cazul în care vă întrebați dacă e mai relevant Spielberg ca regizor sau asta, uitați-vă la ultimul film al lui. Ce ai mă mâncați aici, au Am dat lacrimile acolo. Putem să facem spăl... Mie ultimele 10 minute din film mi se par Printre cele mai importante 10 minute din cinematografia Contemporan. mondială din ultim, Contemporană din ultimii 10 ani. Printre cele mai importante și relevante secvențe dintr-un film din ultimii 10 ani. Ultimele 10 minute din Fablemans. Și apropo de modă, și asta e o modă, că mi-e Fablemans iarăși, mi se pare un soi de autoportret, dacă vrei. Păi o, este, da? E extrem de autobiografic. E autoreferențial nu e neapărat autobiografic. Autoreferențial și autobiografic în același timp, pentru că sunt, mă rog, elemente ficționalizate, dar și asta e o modă dacă vrei printre regizorii mari care au ajuns acum, să zicem, la un apus al carierei, ei uh, Spielberg, da? După care Sorrentino cu ultimul film. Ăla cu Maradona da. când a venit Maradona în lui, Napoli, Hand da. of God, da. nu? Hand of God, da. Este La de la fel. Al uh, uh, Almodovar, iarăși pe ultimul film tot Ultimul film a luat Almodovar la schimb de mame paralele, că asta a fost gluma. Așa, ăla e o pârnaie de film. E o tâmpenie. Da. E o mizerie. Hai să o spunem. Eu sunt mare no, fan al Mie mi-e e foarte greu să spun că e un film, Tati, e o îi știu filmele pe de rost da. de la muhere al Borde de un atac de nervios. Când Merea avea poți. 18 ani uh, banderas, deci da. la modul cel mai serios, avea coșuri pe față, nu știu cum stătea în zona pilozității pubiene, dar nu cred că stătea foarte bine în deplinătatea bărbăției ca să fie așa. Și până la urmă, știu filmele pe Îmi să place al modovar mă piși pe mine. Ultimul film este o tâmpenie. În raport cu așteptările pe care le ai de la el, dar dacă îl scoți contextual și te uiți la film și îl vezi într-o seară obișnuită fără să ai așteptările de al nu cred că ești atât de dezamăgit. Problema cu regizorul ăștia este că și-au setat standardul atât de sus. Asta e, adevărat, dar da, încerc de fiecare dată să judec uh, în afara contextului de regizor. Dom'le, stai puțin, am niște așteptări că e Almodovar, mă aștept să văd un, cel puțin un film la fel de bun ca filmele care mi-au plăcut cel mai mult de la Almodovar, dar până la urmă eu mă uit ca la o poveste, e o poveste nouă, nu mă interesează neapărat cine o spune decât după, după sunt fanatic în sensul ăsta, dar înainte vreau să văd o poveste și aș judec elementele care mă fac să înțeleg cât mai multe straturi din povestea respectivă, știi? Și mă mai feresc de cuvintele astea, e o mizerie, pentru că ele au o greutate și o valoare, adică mă raportez și la ce fac eu, la munca mea. Băi, da. o să o judeci, dacă n-auzi o mizerie în contextul, că sunt oameni care cred că munca mea sau munca ta e o mizerie da, mie asta mi se pare greșit nu e greșit, este optica dumnealor personală pe care le respect de asemenea, ai... da, știu da, e Evident, okay. eu, de acord, e o părere de acord. e o părere, dar e o părere atât de radicală și care este din punctul meu de vedere o neargumentată să spui că e o mizerie e păi cel mai simplu da, este mizeria. foarte Hai puțin, hai să discutăm pe niște criterii obiective în primul rând, că încercăm să eliminăm alea subiective, după care aplici și filtrul subiectiv și spui că după părerea ta, Păi nu, că... este numai filtrul subiectiv, că asta vreau să spun, când părerea este atât de frust uh, uh, expri, exprimată și aruncată, ca să zic așa, este foarte clar că părerea e ultra personală și este subiectivă până la Dumnezeu. Ăsta e și avantajul dar asta n-ar trebui să te deranjeze. Da. Dar Băi, Angel, există știi, știi, da, știi serialul ăla Vlad pe care l-ai făcut? E o mizerie. Da, da. Ok, e părerea ta, da. A. Nice. Este ok. Măcar a strânit o reacție. Nu știu, zic și eu. Când e vorba despre părere subiectivă, n-am absolut nicio problemă. Pai nici nu trebuie să o justifici. Eu fiind atașat emoțional de Almodovar, mi se pare o mizerie ultimul film al lui. Că despre asta e vorba. Dacă te simți tu trădat sau nu de o chestie care vine spre tine. Pentru mulți e o mizerie One să pună Time in Hollywood, dar al... mi mi se pare dar unul mi. dintre cele mai mari filme făcute de multă Și mie. vreme încoace. Și mie. Foarte mulți i-au sărit în gândul Damien Chazelle pentru, Babilor. babilor. Da, da. Care pe mine m-a spart. Adică este... Și aici, bine, din păcate, noi am ajuns să fim tributari unor uh, păreri uh, mai degrabă politice decât... Uh, eu, sincer, am citit cronică americană despre Babilon și cronică European. care laudă filmul și cronică care uh, distruge filmul și ambele sunt extrem de orientate politic, adică nu se mai discută filmul și calitatea artistică a filmului, ci se discută mai degrabă niște intenții la nivel ideologic, ceea ce iarăși... După părerea mea, e greșit tu judeci filmul pentru povestea lui, pentru felul în care e spusă, pentru mijloacele prin care uh, e spusă povestea. așa. atât, nu trebuie să judeci. Apropo de Spielberg politic. și de filmul politic. Știi că l a avut ecranizare după la roman al lui Drăgulin, aici. Nu, sunt, nu sunt, știu că lui Drăgulin îi place să spună prin oraș acum că muștele lui. Da. Ca am auzit că a început să zică că uh, zi alea, alea, de la Happy Feast sunt ale mele. Am auzit că a început să spun, nu, astea sunt muștele lui Baboia și ale mele. Noi l-am crescut. Sunt muștele care vin iarna să mânce și pe care avem vara. Deci... deci ca să sunt paternitatea. Da, nu, eu sunt, poate să facă și test de ADN, <ră> nu, este arachnofil, ar fi, nu-mi dau seama, dacă e arachnofobie, da, e cu paianjeni. Da. Dragostea de gândaci. Da, hai să revenim la asta cu filmul. Uh, Spielberg, că tot vorbeam de el, a făcut un film cu un statement politic foarte important într-o perioadă în care era destul de tabu. Și într-o perioadă în care apăruse ideea de apropiere culturală, el a ecranizat Cartea de Color Purple, care este una dintre cele mai importante lucrări din... Uh, literatura americană legată de rasism, percepția rasismului și reminiscențele ulterioare a abolirii rasismului după războiul civil pe care l-au avut ei acolo. Și e filmul ăla în care a luat Upi Gulberg Oscar da. pentru ăla și este Oprah, Oprah Winfrey, înainte să apuce să dea mașini cu chei lăsate pe sub fotolii pe la reality show-uri. Oprah, să nu uităm că a fost actriță și încă una extraordinar de bună. Și Glover la bătrân, el bătrân? Bă, filmul ăla este absolut sensațional. Da, de da ce aici? nu vorbește nimeni despre stensul politic pe care l-a avut filmul? Spike Lee a făcut asta toată viața. Nu i-am văzut pe băieții ăștia din zona de social justice, whatever, acum să îl menționeze pe Spike Lee ca fiind un om tributar filmului și cauzelor politice. Filmul ăla irlandez, Hunger. Îl la tot la fel. Băi, da. Statementuri politic, politici, Ang Lee a făcut film cu cowboy homosexual care este absolut extraordinar. Brokeback Mountain. Mi se pare unul dintre cele mai frumoase filme de dragoste făcute vreodată. De ce, uh, acum, dacă tot vorbim despre uh, implicații colaterale de natură morală sau socială a unui act artistic, de ce oamenii ăștia nu-ți menționați niciodată? Sunt, dar la fel ca cei care sunt în primele pagini acum, ca mențiuni, fie că sunt prea politici, fie că sunt insuficient politici, ei au făcut filmele astea când nu era o modă să discuți despre asta, când filmul era perceput ca un produs care putea să aibă un discurs politic, el era receptat în sine, dar mai mult decât atât erau poveste. Și era judecat în funcție de cât de bine era spus acea poveste. Și nu era mai corect așa? Ba da, ba da, mult mai corect. Acum, din păcate, tot ce vedem, și aici aveți și, apropo de, dacă ne lăsăm influența sau nu, de păriri de da. sau de păririle spectatorilor sau telespectatorilor în facerea unui produs comercial, artistic, dacă vrei. Până la urmă, intențiile streamerilor sunt evidente. Te uiți în ce conținut există astăzi și, până la urmă, tu vezi un guidebook ideologic și politic în spate. Îl vezi, îl simți. Câteodată are sens, cum e de exemplu serialul Euforia pentru mine, unde dacă reușești să-l dezbraci, vezi de acolo că trebuiau să bifeze niște categorii. Dar nu mă deranjează. Dar asta. acolo este perfect justificat și este un produs care este împlinit 100% și pe care nicio secundă nu mă face să mă gândesc că. Dar sunt produse unde lucrurile astea îți în ochi. Nu te dezorientează atât de tare ca episodul 3 din The Last of Us. Ca acum ăsta e mare subiect. Am de... ajuns la 3, sunt fix la 2, dar al l-am început, deci nu-mi nu da spoilere. Ți-a plăcut primul? Da. Te-a spart așa, da, e? Da, da, da. Și eu, da. eu n-am avut voie să vorbesc <laughs> despre el. Mă dau și o jmeche acum. Ai îmi trimite, îmi... Îmi trimite HB-ul screenere. Am dar suntem. că ieșit un list aia, că te-am văzut. Și primim screenere de la seriale care apar, adică eu am Ce? acum până la episodul 9, mi se pare, sau 7, nu mai știu. Și trebuie să verific mail -ul. Și am văzut primul episod. Mie mi-a plăcut jocul foarte mult. am fost maspar și când am văzut... Eu nu știam de... de... joc. Am auzit de el după post și mi s-a spus, bă... Da, 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 da. Dar inclusiv jocul, să știi că la vremea lui a fost o experiență cinematică în sine jocul. Am auzit că e aproape unul la unul, că ești acolo. Da, 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 e wow, ce pizda, mă, zic, foarte bun. Bă, și am văzut serialul ăsta și m spart. Și după aia, step, Trebuie să vezi episodul 3. Hai că nu-mi spui lui, absolut deloc. Dar hai să ne întoarcem. S-a schimbat, schimba foarte mult uh, și urmează după aia și întrebarea de la care trebuia să pornească discuția. S-a schimbat foarte mult uh, trendul abordării uh, zonei de crime procedurilor, mob movies, că ai făcut film cu mafios, da? A adaptat local, mafios, dar ai noștri băieți, nu știu ce. Sunt niște tipologii, niște arhetipuri cu care ai lucrat nu ai acolo. Sens. Nu știu dacă ai interacționat vreodată direct cu ei, cu, tipul, cu cu arhetipurile alea. Am făcut o cercetare mai uh, îndeaproape. E foarte funny pentru că, uh, de ce zic asta? Eu am avut norocul să zic, eu am crescut cu tipul ăla de oameni, fără să știu că ei asta fac, de fapt. Adică eu stăteam cu ei, nu dă, eu nu știam ce fac ei. Da. E observai pur și simplu? Nu observa, am crescut cu ei, eu nu știu că familiile lor cu asta se ocupau. Și după aia când au trecut de uh, vârsta majoratului, am început să-i tot văd în ziare, în niște... Bă, era și a fost suprarealist la mine, deci... A fost o palmă și o trezire la realitate după 18 ani să-mi văd ăștia cu care am crescut. Cum? ăsta da? e băia mișto, adică nu, nu înțelegeam. M-a dezorientat foarte mult. Și cumva mi se pare că ai surprins niște chestii uh, și exact îmi place foarte mult la scritura de la clanul, uh, că printre rânduri așa lucrez cu niște arhetipuri, adică când ai scris unele personaje din clan am... le-ai scris foarte clar sau le-ați scris, că sunt mai mulți scenariști acolo, sunt doi, da. le-ați scris foarte clar cu ideea de a puncta anumite tipologii umane, adică am zis, bă, ăsta este comportamentul arhetipal pe care o să scriem personajul ăsta. În toată dezvoltarea asta, pe care am făcut-o împreună cu Lia, că noi doi scriem practic, am plecat de la o adaptare de la un serial turcesc și l-am făcut să fie, mă rog, odată l-am adus în universul românesc, după care am modificat toată povestea am plecat de la narativul turcesc și ne-am dus pe un narativ al nostru românesc. Ne-am gândit, bineînțeles, la început, pe toți am încadrat într-o oarecare tipologie, dar de fiecare dată ne gândim cum să iei un personaj care aparent e extrem de tipologic, foarte înrădăcinat într-un arhetip și să îl nuanțezi până într-acolo încât sparge limitele tipologiei, sparge arhetipul dar el întotdeauna va prinde ca arhetip, ca tipologie. Asta, asta îl face atrăgător. Personaje recognoșibile dintr-un anume punct de vedere. În momentul în care tu recunoști un tipar, un, o tipologie, un arhetip, un pattern, în momentul ăla, dacă ai o afinitate sau dacă te interesează tipologia respectivă. Sau dacă îți repugnă, că mai ai și chestii. Pumnă, că ura, Știi exact cum îl așezi. Exact, ura e un... E, e, știu și apropo de seriale. Ura funcționează mult la mine decât iubirea față. Dacă urăști un personaj sau urăști un asta te, te atrage în mod paradoxal mult mai tare către produs. Hai să spunem lucrurilor pe nume, cantitatea de investitură emoțională în ură sau e în adularea unui personaj iubire. probabil este aceeași, doar că se schimbă polaritatea. La Eu una și se spun că e mai mare în ură decât în iubire. În momentul în care urăști profund un personaj. De ce crezi că se întâmplă asta? O explicație a dat o foarte bine uh am Roman Patapievici la un moment dat, explicând de ce oamenilor le place cel mai mult din Divina Comedia lui Dante, Inferno. Deși Edenul este cel puțin la fel de frumos și la fel de uh, relevant din punct de vedere al valorii literare. Zi de ce crezi tu că uh, investiția emoțională a publicului uh, e mai mare când vine vorba de sentiment negativ? Cred că ai, ai, nevoie de, ai, ai nevoie de rău, ai nevoie de antagonist ca să... Pentru că, de fapt, el îți, el îți generează conflictul și mai ales în raportul ăsta dramatic unde conflictul duce totul, el e mult mai spumos, mult mai în general antagonistul. Personajul, personajul care atrage nivelul ăsta ridicat de ură e cel care îți construiește cel mai mult povestea. Și atunci intervine în discuție o chestiune de natură morală, legată de creatorul unui produs artistic de genul ăsta, dacă nu cumva ajungi la o glorificare indirectă a unui comportament negativ. Există discuția asta de când lumea și pământul, știi? Adică Știu că există, dar vreau să o am și cu tine. De la celebrele westernuri care până la urmă vorbeau de niște outlaws, nu? Adică în westernuri nu aveai polițistul bun, erau niște rebeli cu pistolul la brâu care se împușcau în timp ce vântul bătea și mai zbura cât o... Da Dumnezeu sănătate lui Terence Malik. Că <laughs> da. știe exact da. despre ce vorbesc. Exact. Heaven's Gate, cum se numea ala? Da. Așa. Și băieții care au venit cu westernul revizionist. Că de acolo, da. de îndăsant, de înschid. Băi, am cultul westernului. Bunică meu, Dumnezeu să le era obsedat de westernuri. Cred că le-am văzut pe toate. Și le-am prins la cinema. Tu îți dai seama că am văzut multe Sergio Leone la cinema. Senzațional! Eu am prins o să pună Time in America, mă, la cinema. Asta e... nu venea să cred. Am plâns când am murit cu 8 kilo la acolo. am prins la... la, la... cinematecă, nu la cinema. Dar pot să zic că l-am văzut în cinema. ai uh, observat că există un trend acum în care sunt filme vechi care sunt uh, refăcute și... Da. As we speak, ca să zic așa, avem Titanic și Old Boy pe cinema remastered. Da. Mi se pare extraordinar. E eu și o eu, tendință festivalire internaționale S-au făcut acum festivaluri de film cu filme celebre remastered, adică efectiv, unde aici intervine și, mă rog, toată partea asta de remastering care e o artă în sine de cum să Refaci un film care era pe peliculă, acolo trebuie re o recompoziție pelicula, se prelucrează, se recompune pixel cu pixel. Cu Telecine-ul ăla trebuie refăcut. Da, e... da, da. da. Sunetul, sunetul din nou. Hollywood trebuie refăcut tot în integralitate. Și asta e o artă în sine, refacerea, remasterizarea unui film. Și sunt festivaluri de film care promovează și arta remasteringului, dar și aceste filme care au fost foarte sus la un moment dat și care, bineînțeles, fiind de o asemenea valoare, revin în de atenție. lui Dar Dumnezeu Sănătate a avut o idee de festival de film absolut extraordinar. Festival de început de film. E foarte bun. Da. E foarte bun asta. Primele cinci minute. Care e cel mai tare început de film pe care îl știi? Cel mai tare început de film. Genul de film care când a început ai zis tu maica mai ca domnul. Despre ce, ce facem aici? Băi. Eu întotdeauna sunt influențat de... ultimele filme văzute, știi? Adică întotdeauna când îmi propun uh, și am văzut un film franzuzesc, am lăsat să care are un început de film, un one shot de 17 minute, recent, pe Netflix. Da, mă, e ăsta al lui Romain Gavras. Da. Atina. Da. Despre ăsta e. Este cel mai kinetic film pe care l-am văzut de multă vreme în Personal, bine, pentru că am și o, o, o aplecare spre zona asta de one shot uri mă interesează, încerc să gândesc foarte mult regizoral în, în one shot și atunci în ultima vreme e un subiect care mă preocupă. Uh, din ultima perioadă e începutul de film care m-a atras cel mai mult, chiar dacă după Pieste aia filmul m-a da. dezamăgit pe alocuri. Bă, e tragedie greacă în patru acte da. cu vagabunzi din suburbia da. Parisului. Ce pies de vrei? Da, fapt. dar există niște bă, probleme de plot acolo din punctul meu de vedere. Există, Sunt niște da. găuri care nu se, nu se leagă într-un final, nu se împlinesc, știi, dar începutul mi se pare extraordinar. Știu că toată lumea se așteaptă să vorbim despre relația cu Teo. Noi o să vorbim de filme, no, adică puteți să no, închideți no, acum, vă zic de pe acum, nu e... Vor, vor, o să vorbim și o să întreb, dacă sunteți ok, e ok? Cum mergeți, găgi, am zis no, gă, no, să treacă pe la caserie, mă rog. Noi avem un folclor de asta paralel. Da. am făcut și mențiunea asta ca să nu sta să vă uitați. Eu uite, vorbesc ăștia de filme. Deci nu, nu pui cu la minutul nu știu care, la minutul nu știu care. Deci... Nu, nu am nicio treabă. Da. Nu, este one shot. Da, exact. Și eu am obsesia one shot-ului, după cum ai observat. Nu da, se da, editează. Să nu... Dacă e ceva foarte flagrant. Podcastul încep și poți să zici că e jumătatea lui deja de la început. a impresia că a fost o discuție de șase ore înainte și că... <laughs> moment da, dar de multe ori așa a da, fost. fost. Da, da, da. da, da. Și da. a uitat să dea cineva și s-a lăsat la cu tataie când a venit să-i dea Dumnezeu sănătate și lui, noi vorbeam deja de trei ore când s-a dat rec. Adică, deja Vlad la un moment dat se uita la mine așa, dar -a mai mai întrebat asta, da, dar nu era la cameră. Ok. Și cam așa e, o să vorbim despre film în contextul în care eu sunt un foarte mare fan de-a lui taică-tu. Dar dumnealui știe, adică cum mă văd cu, cu taica tu numai, ne-am ne pierdut. nu? Ne N-am văzut Andrew în viața... Cei care nu, tatăl meu, Laurențiu Damian, e un profesor de film, regizor de film, mă rog, în ideea în care... De documentar, e documentari. specializarea dumnealui. Specializarea e documentar, a făcut și două filme de ficțiune prin anii 90, dar a fost un... Permit eu să spun cu toată iubirea pe care o port, un foarte bun profesor. Da. Da. Și pentru asta e cunoscut în breasla noastră de cineaști, pentru profesori. Iar pentru mine, ca om din afara castei total și ca simplu consumator de film, orice întâlnire cu domnul Laurențiu Damian este o reamintire legată de uh, cât de important poate să fie filmul pentru un om dacă alege să facă asta. Pentru că niciodată nu l-am văzut să vorbească despre film fără o lipsă de entuziasm copilăresc vorbește despre film bucurându-se ca un copil tot timpul. Îl știu de peste 12 ani, ne tot întâlnim cu precădere vara pe la Anonimul prin Sfântul Gheorghe, stăm mâncăm pește și îmi face capul calendar cu tot felul de film în contextul în care și eu sunt cinefil, sunt mău la filme constant. Și eu apreciez foarte tare că, mă rog, ăsta un instinct profesoral, dar e foarte greu să faci asta în viață, să încerci să vezi partea bună a lucrurilor. El întotdeauna când se uită la filme, indiferent că apropo de mizerie și nemizerie de da, da, da. și filme care îți rămân, el întotdeauna încearcă să extragă o parte valoroasă din film. Indiferent. Și ultima discuție pe care am avut-o în legătură cu un film a fost despre team building, unde am vorbit vreo o oră și jumătate, m-a da, sunat că era toată urgia aia în social media cu post-Netflix după ce a fost. Bă, pe Netflix. fute așa pe aia, put... ca da. să fie. Așa. Așa și. Aia. Tai da, că mi era șocat că nu înțelegea de ce atâta ură se revarsă. Și a început să analizeze filmul cu entuziasmul pe care îl cunoști. Dar și cu o critic pentru că. Da, da, da băi, nu. nu, adică poate să. Tai da, că tu nu e că nu vede greșelile. De natură tehnică, de uh, scenariu. scenariu da. uh, jocul pe genunchi care, na, se întâmplă. E mult mai ușor să fii actor prost decât unul bun, ca să o dăm paia corect. Nu e ca și cum nu vede chestiile astea. Mie mi s-a părut extraordinar capacitatea de a face pasul în spate al lui Taicătu și de a vedea în context cât de important e produsul ăla artistic. În context. În raport cu intenția, el întotdeauna judecă în raport cu intenția, despre asta e vorba. Dom'le, ce a vrut omul ăsta să facă? Ce a vrut să spună? apropo de mesaje politice sau filme, povești simple comerciale pentru public. Ce-a vrut? În raport cu ce-a vrut? E un film împlinit? Dacă nu e împlinit, de ce nu e împlinit? Sau care sunt părțile care se împlinesc și care nu? Și asta e o discuție care e foarte, e foarte entuziastă, de fapt, pentru că e cu dragoste pentru film. Nu e o mizerie băga mea, scutea mea și în el. Da. Știi? Da, da, da. Și rămâi, rămâi cu ceva. Rămâi întotdeauna cu ceva. E un singur om care mai vorbește la noi, așa despre filme, dar și mult mai sanguin atunci când caută să-ți explice o chestie pe care a înțeles-o și foarte fascinat de ideea pe care de. depun. Naier Caramfil. Da. Altă tipologie, Altă tot așa. tipologie. Exact așa. Exact așa. E. Deci a stat, Naier Caramfil, se dă Dumnezeu sănătate. Fiind și într-o. Uh... După o seară în care excesul bahic a fost omniprezent. La lejer? La dumnealui. Ah, eu, eu nu consum absolut deloc. Eu de asta, nu-mi nu permite religie. Și eu la fel, ne-am întâlnit. Da, 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 exact. Și a stat uh, uh, bine a fumat ca să zic așa, cu foarte multă răbdare. Să-mi explice exact toată simbolistica din The Seven Seals. Și de ce sunt eu un bou care ar trebui să mă duc acasă, să mă uit din nou la filmul ăla, dar acum zice, uite, ți-am dat codul. Du-te și uite-te din nou la ăla. Că m-a întrebat cum, sunt eu hipster obosit, m-a întrebat și care e filmul tău preferat? Și Terminator 2. Ce a zis, este un film extraordinar. Dar ar mai fi unul. ok. Apropo de Nae, am avut cel mai frumos casting de film. L-am dat cu Nae film. Așa. A fost singura experiență de casting unde nu îmi păsa la final dacă iau sau nu iau rolul. Pentru că n-a fost un casting, a fost pur și simplu o întâlnire unde scenaristul, Nae, era vorba despre un serial care s-a făcut doar un pilot până la urmă. Anii da, de știu, trebuia de să se facă pentru pro. Da, trebuia să se facă, dar s-a oprit la un singur episod. Uh, și vorbea cu pasiune și o dragoste despre personajul pe care, pentru care te dădeam casting și am lucrat atât de frumos în sens. Adică, pur și simplu, am încercat împreună variante pentru personajul care era inspirat într-un personaj real Ovidiu Bose Paștină. El a luat întâmplări din perioada lui de, de facultate și le-a transpus într-o poveste din asta care mergea pe 10 ani serialul ani de sâmbătă seara, dacă s-ar fi împlinit, ar fi fost o sâmbătă seara între 81 și 91 cu acești, acest grup de artiști. răspunde că am făcut eu. Nu răspund că e psihotrof și asta nu m-a fost mă întreabă. Te iubesc, Mihai. Te sun eu după. Să știi că tu mă sunai acum, dacă te uiți. Și a fost, a fost singura experiență de casting unde am zis băi, nu pas. Adică a fost un câștig de obicei întotdeauna Castiung le prezintă așa o miză și te... Oricât ai încercat tu să te extragi și, și să zici stai puțin, mă duc și probez un lucru, nu... Nu e nimic. E și chestii de ego. Absolut, adică da. da. E o meserie în care ești, chiar dacă sună clișeistic, ești dezbrăcat și cineva spune stai e bun, ăsta e prost. Ai avut rol în care ți s-a cerut full frontal, nu, Diti? Da. De, în film n-a mai apărut full front, frontal. Dar s-a filmat. Dar a filmat oarecum, da. N-ai problemă cu asta. Dacă se justifică. Exact. De Vorbeam că... asta cu Ana, cu Laru, pe care o ador nemărginit. Suntem prieteni buni de multă vreme. De asemenea. Nu știu ce. Și am zis, noi ne referim unul la altul cu diverse variații în feline. PC, pc nu știu ce, pc ce Și am zis, bă, PC, dacă vine cineva la tine și nu vorbim acum de ce hipsterel cu Ron Howard și cu Keanu Reeves și ce drac mai faci tu pe afară. Uh, și vine cu asta cu full frontal nudity. În contextul în care ea a avut o scenă, cred că în Borgia, care e un picuț mai explicit așa. Aproape. Aproape, da. Mă rog, stilizat. Da. Cât se poate pentru un PG-13. Sau 15, cum era ăla. Cred că era 15. Da, era puțin mai sus. Era puțin mai sus. Da. 18 nu era, dar era 15. Și zic, bă, care, și a zis exact asta mi-a și zic, bă, dacă e justificat, adică să aibă sensă, ca așa... Stai mă puțin, uite, am tot vorbit înainte de euforia. <coughs> păi în euforia avem parte de full frontal nudity da. de ambele sexe la greu. Ai văzut Brown Bunny? Nu. No. Normal al lui Vincent Gallo? No. Și că l-a făcut două filme care sunt absolut iconice. Buffalo 66, cu Cristina Ricci da. care era Wednesday când era mică. Am văzut, -am văzut. Care este extraordinar. Da. Și celălalt Brown Bunny care are secvență de sex extrem de explicită. Ăsta ultimul a uh, 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 băiatul ăla care a făcut border, uh, Holy Spider l-ai văzut? Da. Ai văzut la început. Da. E mai pe muia mașină care e foarte clar arătată și făcută. Și e pe deplin justificată. Nu-i pus cu mâna, are totul sens. Și de asta mă gândesc că acum... Uh, Băi, cred că ăsta e ultimul lucru care mai lipsește cinemaului românesc în contextul în care spre sfârșitul anului s-a transformat jumătate țară în critic de film. Apropo de... Când începe, din punctul meu de vedere. Bă, să dea Dumnezeu să fie doar începutul chestiei da. astea pentru că asta înseamnă că o să iasă filme care o să stârnească discuții. Și nu pot să nu mă bucur Băi, eu mă bucur inclusiv pentru două inimi și Romina Vătămâ, care nu sunt pe zona mea. I-am zis lui Ghetu Șelaru, lui, lui, lui Shelley, dea Dumnezeu sănătate și lui. Băi, am încercat de trei ori să mă uit la filmul ăla. La Romina? La, la Romina. A plecat să încă uraganul din film. E electrică la pe, pe, ecran. Să-mi pula, nu știu. E, are ceva. Băi, sunt unii oameni care au super multă carism. Țancă e unul dintre ei. Îmi pare rău. Nu are când o muzică care mie nu -mi spune nimic, n-am nicio treabă cu asta, mi se pare el mega personaj. Și <gântu> eu, ca om care nu gustă muzica aia, când îl văd pe el ca personaj, eu vreau să văd mai mult din personajul. Îmi pare rău. Pe asta se întâmplă și când vine vorba de Rava, că tot vorbeam înainte să dăm rec. Bă, l-ai văzut pe Rava. Dar, tu, da, care lucrezi, ce? tu, care lucrezi cu transmiterea non-verbală a unei informații vizuale, cred că ți-ai dat seama de ce era e un personaj absolut electric. Eu am fost magnetizat, adică eu m-am uitat în live la... și am avut jumătate de live acasă după care trebuia să ajung undeva și efectiv Știi, când pleci cu telefonul, muți de pe, da, da. pe, telefon și stai în lift și se mai întrepe puțin pe care mașină, mă întorc să mă uit și era, a fost, e magnetizant. Adică. Să moară sormea da? dacă știu ce caut aici. Este una dintre cele mai bune replici date vreodată, da. în mediul online românesc. Deci a bătut replici din teatru absurdului, vreau să zic. Andy, că e, e sus acolo cu Eugen Ionescu. Asta vă să zic. Bă, chiar la da, level. Da, Băi, da. bă, stai un pic așa. Da, 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 da e acolo, e acolo. He, he, he. Nu foarte bun, foarte bun. Paranteză, știi că Iodorovski era mare fan Eugen Ionescu? Nu, no, nu știam asta. Iodorovski înainte să facă, nu el topul, el a mai făcut unul înainte, care e mai absurd, Fado Elis care în fel de piesă de teatru filmată așa până să facă demența aia de western apropo de western, că la nici revizionism nu e ăla e cu totul altceva și făcut într-o plină era în care western nu erau foarte clare bun, rău, alb, negru whatever. și ăla era obsedat se pare că el a pus în scenă foarte multe piese de al lui Eugen Ionescu înainte să apucă să facă film și povestește am văzut un interviu cu el în care povestește obsesia lui despre Eugen Ionescu ce a fost, ceea ce mi se pare. Și cumva are sens ca Iodorovski da. să aibă obsesia lui Eugen Ionescu, ca acum. A... Da, și. <coughs> cred că la nivel de structură erau asemănătorii, aceeași problematică, dacă vrei, e și la Iodorovski, adică clar. Tu când faci. Acum ai început și cu regia și cu astea, ceea ce mi se pare grozav. Tu spui problema. Uh rezistenței în timp a chestiilor pe care le faci? Dacă rezistă probei timpului? Eu am văzut filme care mi-au plăcut foarte mult când eram mic și au îmbătrânit destul de urât acum. Băi, nu-mi pun întrebări atât de mari, sincer, pentru că începând povestea asta cu regia dintr-un entuziasm și pe principiu că e o lecție perpetuă dacă vrei, pentru mine. Adică, eu n-am făcut regie, zicând, domne, eu știu să regizez mai bine decât voi, mă apuc eu de regiez, Tu Ai făcut actorie sau regie? Ce ai făcut? Eu am făcut actorie. Actorie? Da. Am, sunt și anul 2 student la master de regie film, adică, okay. din punct de vedere Bă. formal, se poate îndeplini și aspectul ăsta. Nu te pizduiesc colegii <laughs> că tu ești la master la regie, dar deja e serial comercial pe TV? Nu au apărut discuții de-astea. Bine, mă, tactul tu e cine e, tu ai serial, vii, faci pe șmecherul pe aici, pe la master. Ca au românii în boala Absolut, absolut asta. deloc, absolut deloc. Am niște colegi care sunt extrem... Adică, Să știi că diferența asta de vârstă, eu am aproape 32, ei au 23-24. Da. Și se simte și ei au înțeles că, într-un fel, parcursul meu de actor a fost foarte în sensul ăsta, pentru că am avut o experiență de platou, de set, foarte mare. Și pentru cineva care se uită în jur și nu e total ignorant, să știi că asta e cea mai bună școală, ești pe set, ești actor, dar vezi ce se întâmplă, vezi cum se pun camerele, vezi după aia produsul final, înțelegi fiecare părticică a întâmplării, știi? Ca să dăm alt, să facem altă paranteză și Tarantino, pe foaie, actor. Da, dar sunt mulți, să știi. Și, iarăși, în România, nu că ar fi o modă, dar să știi că, uite, cei mai importanți scenariști, cel puțin de televiziune, din punctul meu de vedere, că la film vorbim, în general, până acum, când au ieșit filmele astea comerciale, da. vorbim de regizori de autor, regizori scenariști, dar mai degrabă ies în față prin regie decât prin scenariu, pentru că e un, e un, e un produs asumat în integralitate. Dar cei mai buni scenariști de TV sunt actori. Noi avem Mimi Brănescu la Sfierbinți, da. da. Extraordinar. Extraordinar. Lia Bognar, care e actriță. Avem Vâncică, tot așa, la Sfierbinți, care scrie foarte bine. Mare atenție, Vâncică scrie de înțepeniți. Da. Dacă nu... Deci domnul Celentano, ca să dăm toate inside-urile, pe scenaristică e foarte și pe bine. situații este... Postelnicu. Bă, Iulian, stai. Scrie foarte Stai bine. un pic. În primul rând podcastul ăsta ar trebui nu să fie despre tine, nici despre Gagic, da? cum ar vrea lumea, ar trebui să fie despre doi oameni, ca să enervez complet auditorul. Despre Iulian Postelnicu și despre Taică. Vrei să facem asta? Facem asta da, hai să facem asta. Pentru că continuă cu lista de oameni. Uite bă, Bendeac scrie foarte bine. Bendeac scrie, senzațional, da. Bendeac scrie Apropo sau... Apropo de podcastul cu Drăgulin, că e da. ultimul podcast. Uh, și de vorbeai de momentul ăla cu Ardealu. Da. Băi, am râs la da. la, la că Eu cred că l-ai scris de Bendeac. Că Bendeac scria 80% din ce se făcea la împuime. Păi nu știu cine, Drăgulin. Cred Bendeac că a zis și Drăgulin. Amy, Bendeac și Emi Bărvu scriau, nu scriau alții. Emi alt, altă poamă și Emi. Emi actor, da. Da, știu. Da, adică, știu. iarăși vorbim de... Și aici, apropo, de, că o leg de taichim, știi, ca să ducem da, discuția da. în sensul ăla, eu am avut și discuția asta. Din păcate, școala de film astăzi e o școală orientată spre arta regiei de film. Așa se și numește uh, secția arta regiei de film. Deci faci artă. Ori până, 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 până la artă, tu ai nevoie de craft. Știi? Bă, craft asta ăsta, cu arta e foarte discutabilă. Brezi care unul dintre cele mai bune filme pe 2022? Ambulance. Ai văzut Ambulance cu Jay Gyllenhaal? Știi cine l-a făcut? Michael Bay. Este Michael Bay un artist? Transformers, știi, știi da, exact. Da, da, da. Bad Boys, știi exact. Da, din punctul meu de vedere. Bă, este extraordinar Michael Bay. Este printre cei mai mari cineași care lucrează în momentul ăsta. Și în câmpul muncii. Ne semnăm puțin iarăși discuția despre care au fost intențiile filmelor lui până atunci. La fel cum ai actorii care joacă, actori americani, ca să nu ne legăm de actorii noștri, actori care joacă în filme comerciale, dar care sunt niște actori fabuloși. Stai puțin, ăsta din True Detective, zi, zic. Matthew McConaughey? McConaughey. McConaughey ai debutat ca actor de filme comerciale și până când să dea lovitura cu Dallas Buyers Club, cred așa. Eu, că el a fost primul film care l-a pus așa pe hartă ca actor cu greutate. Da, și l-a boy. Da, era, un pretty, pretty boy. Ryan Gosling era un pretty boy. Un actor senzațional. Bă, nu. No. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, Stai că la Ryan Gosling, deși era pretty boy. șucase un rol de... Cu... El a avut Blue Valentine, da. alea. Stai că acolo da, e un, un pic mai, mai târziu inițial. Și mai ăla când e el profesor heroinoman sau ce dracu e pe crack? Nu știu, unul care joacă... Lars and the real girl, mai e? Lars, Lars ăla. Ăla, ăla cu popușa ar... gonflabilă. Exact, ăla. ăla. A, stai așa un pic. El ar, ar fi singurul care ar fi în perioada lui de pretty boy. Și ai putea zice că le-a făcut în paralel, dar în rest, le au venit după. L-a luat hipsterul la danez, dar a făcut drive. Drive, da. Mama, mama, mama. Bine. Iar și tu... Drive, Drive, apropo de artă versus comercial, Drive e un film care pentru mine e exact împlinirea dintre un film comercial și un film și a luat și premiul la Cannes de regie, despre ce vorbim, adică la Cannes. Da, a luat da, premiul de regie da, da. la Regie, la Dar e un film, e o poveste extrem de hollywoodiană, dacă vrei. Super simplă. Da, foarte Super simplă. Făcută impecabil. Care fie vorba între noi și că e scris de Michael Mann. Da, o dăm poa adică. direct. O, la care a făcut mai Vice. Da. Pasul. este fix Michael Mars. Universul tot cu un om care nu fusese în viața lui până atunci în elei. Tu știi povestea registrului că Am văzut, m-am uitat la making of, zice: "Boi, eu n-am fost în elei până atunci." Nu am fost, m-am dus acolo, am văzut, m-am plimbat pe stradă. Am văzut, l-am luat pe Ryan Gosling, că ăsta e filmul, ăsta e rolul, stai aici, nu te speria că stăm 5 minute să filmăm în slow motion o secvență care are 5 secunde. În rest, stai tu liniștit, că rezolvăm noi aici. Mă spar filmul ăla. Eu am. Eu m-am dus la filmul ăla cu un prieten, crezând că noi ne ducem la... Hai că au apărut acum ăștia, deși știam pe refun foarte bine, de la Bronson și de la Pusher. Așa, eu n-am văzut că-i făcut de el. Și noi ne-am dus, m-am dus cu un prieten dar meu, am crezut, zic, hai bă, Triple Lex, Fast and Furious, a, a apărut Era trendul ăla de filme cu mașini, cu urmăriri, cu nu știu ce, făcuse Luc Besson, Ronin, astea, taxi, pula mea, zic, ai zona, știm exact unde mergem, să vezi ce ne distrăm. Și după primul sfert -o eram, bă, e cu totul altceva aici. Așa. Ryan Gosling, mă. ce ce personaje Ryan Gosling. Dar vezi că e foarte... Ryan Gosling, Mads Mikkelsen, Tom Hardy, vezi că e... e... Sunt foarte împărțiți. Inclusiv ăsta, cum n-ai băi zice, doamne, uh, ce lapsus am, care face numai comedii de căcat uh, americane și mai scapă câte un film din când în când. l a luat Paul Thomas Anderson în Punch Drunk Love. Um. A, ce lapsus am. Nu no, Adam Sandler. Adam Adam da. Păi inclusiv ăsta. Da. Când se așează pe ele, da? Toți. Intenție versus realizare. Tu ai foarte mare dreptate aici. Și asta, uite-te, și la actorii români, că dăm exemplu la Sfierbinți, unde ai un produs clar, targetat, comercial, cu niște personaje tipologice și unde actorii fac o compoziție cap-coadă și sunt de foarte multe ori, pentru că serialul are un succes de 13 ani încoace și are 25 de sezoane, actorii sunt aproape confundați cu personajele. Să vezi actorii ăștia făcând niște roluri dramatice în teatru, care ducând cu tot o altă zonă și să vezi transformare, să vezi diferență. Dar uite-te la, la Aurora! Mitral, adică toți da, care da. joacă, că sunt actori de teatru în principal, costidiță, știi că e... Costidiță e unul dintre cei mai buni actori români în momentul ăsta de departe. Eu tot zic chestia asta și mă tot chinui să explic treaba asta. Eu o să încerc să fac, rost, nu știu dacă există filmarea, dar eu am fost, martor, eram foarte mic, dar erau în școală, Costidiță și Mihai Bendea, că au fost colegi de clasă și au jucat un examen de regie, cred că de regie, Otelo. Așa. Și erau Otelo și Iago. Costi Diță și Mihai să vezi Cine era Iago? Diță. Nu. Era, Serios? Era Bendeac, era. Și Otelo. M Așteptam. Era... Știi că te aștept da, să da, fie da, fix da, invers. Da, da. da zic. Da. Ok. Foarte buni. Extraordinar de buni. Și Mihai e un actor de teatru extraordinar. Fără de filmare. Da, asta trebuie să. Pe un bun. podcast doar cu filmarea. O punem stop. Cadru și bă, analiză. da, deci dacă faci jos de filmarea aia da. și ți-arăt și eu o filmare cu vocalul de la eu paparul de acum cu Junkyard când era în liceu și cânta cover-uri YouTube. uitoru îi dau ce. cum cânta. Da. Uitoru-i, dau <laughs> am, Bă, am niște filmări. Ți-arăt filmări. Am, <laughs> am, 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 am niște chestii. <laughs> Ți-l arăt pe Artanu cântând în 81 pic în club. A cu timpuri noi o muzică care și că era Talking Heads. Nu avea nicio legătură cu timpuri noi pe care le știe toată lumea. Ce era Talking Heads în anii 80 în Clubul Arhitecturii. Am, eu am din zona asta de muzică, am tot felul de... Am o arhivă acasă, tot felul de casete dubioase, filmări. Eu nu vreau, vreau să, știi. vreau să pătrund în arhiva asta un ATC-ului, pentru că acolo sunt niște mici comori. Tu zici dai că toți actorii pe care îi știi astăzi au avut niște examene de actorie și acolo e o zonă foarte eclectică, știi că de la Cehov, care de la Chekhov, Shakespeare, mai ai niște musicaluri. sunt foarte... O singură rugăminte am la tine și o să vorbesc și cu tine și cu taică de chestie asta și poate putem să o facem. Să scoatem cumva la lumină scurmetrajul cu care a luat Sergiu Nicolaescu Canu, când era foarte tânăr. Că era un scurmetraj care s-a dus foarte bine la Can. Nu știu dacă a luat. Cred că a fost la Cannes, dar nu A știu fost dat. la Cannes, eu țin minte că a luat premiu, dar cred că chiar pentru regie sau ceva la scurtmetraj. Bă, eu știu că e premiat ăla, dar știi despre ce vorbesc. Știu despre ce vorbești, dar nu știu dacă a fost premiat. Știu că a fost la Cannes, că a fost la un moment dat în anii 2000 celebra dispută între Sergiu Nicolaescu și nou val de regizor tineri și... Și frații Wachowski. <laughs> știi că a avut o problemă Sergiu Nicolaescu și cu frații da, acesta, da, da, da. care înainte să devină surori, exact. a avut o problemă, l-au furat la o chestie da, la Matrix, da, ne-a arătat exact, cu comisarul Moldovan, exact. Nio. El a făcut primul. Da, ăsta. cumva, cam exact aceeași Dar chestie. Dar asta era, că, mă rog, era celebra dispută între noul Val și vechiul Val, care era extrem de conservator și controla așa dacă vrei zona de film din România. Era CNC-ul, toate filmele se făceau cu finanțare publică pe vremea. Eu am văzut femenilor. scandalul ăla atunci. Da. Și cel mai corect extens l-a avut maica mea care a zis, dacă din partea vechiului Val nu vorbește Pintilie, nu mă interesează discuția. Și a ieșit din cameră. Pintilie n-a vorbit. Pintilie n-a vorbit, pentru că Pintilie a înțeles. Bine, Pintilie a avut și secunzi pe... Cristi Puiu. Da, Stai, că cred acolo. că și Jude a fost secund la Pintilie, cred, nu știu. Asta nu știu. Cred că trebuie întrebat domnul Jude direct, ca da. să nu încă căcat. Da. Dar de Cristi Puiul la Pintilie știu, știu, sigur. sigur. Da. La e Flo, mi se Nichi, Nichi, și Flo, da. da. Și cred că era și scenariul lui Puiul la Nichi și Flo. Este scenariul lui Puiul. Răzvan Vasilescu cu uh, 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 domnul Rebenciuc. Da. Așa. Cu cu mai erau doi în Pavlu, Pavlu, cu Pavlu bineînțeles, care, care era full, full frontal nudity. Full frontal nudity, corect. Dar da. și Răzvan Vasilescu are full frontal nudity. Da, dar mi-aduc aminte că m-a șocat când eram copil și era o secvență cu Pavlu și cu Dorina Chiriac, dacă nu mă înșel, la da. și Floia aia când stau ei în pat și... Uite ce față are. Da. Vorbind de fața pulii, ca să da. o recunosc. S-a mai dus jumătate audiență. <laughs> <laughs> Îți întinezi imaginea de pretty boy băiat deștept cuvintele la el? Bă, ne-am găsit doi oameni care iubesc filmul. Da. Nu puteam să nu vorbesc despre asta. O să vorbim despre asta. Plictisitor total. Nu mă interesează. Ce bine că ai venit. Dar mă bucură, să știi. Asta e... Eu n-am... Suntem la discuții. Și acum revin la... Aproximativ. Aproximativ. Și acum revin la întrebarea de dinainte pe care uh, v-am să o pun. Tu, spre exemplu, la Vlad, apucându-te să citești și feedback-ul direct al fanilor serialului sau nu neapărat al consumatorilor serialului, ți-ai schimbat vreo decizie regizorală în funcție de feedback? Sau nu? Mai corect, tu ca regizor, lasă ca actor, că intrăm și în partea de actorie la tine. Ca regizor, ți-ai schimbat vreodată vreo decizie regizorală în urma sugestiei unor oameni care sunt doar privitori? Să facem o separație, în primul rând, pentru că, spre deosebire de film, într-un serial, regizorul are o mai mică importanță într-un serial dacă vrei partea de creative sau de cum e pentru serialele originale creatorul, pentru serialele care sunt adaptate, e zona de, de, creative, creative producer Eu îți dau sau trei exemple Director. Acum. Regizorul aplică, în general, serialele au o anumită stilistică care se discută de la început și ea se aplică transversal și după care e foarte importantă povestea, deci ce se întâmplă. Ca regizor nu poți să modifici povestea pentru că nu e ca la film unde ești autor, tu acolo trebuie să livrezi ceea ce ți-a fost dat pentru că nu există formula corporatistă de televiziune unde nu. Astea sunt niște scenarii aprobate, trec prin multe filtre, tu trebuie să filmezi asta în stilistica pe care am agreat-o de la început. Deci ca regizor nu ai foarte, multă, foarte mult spațiu de manevră. Ca creative sau ca scenariști pot să fie influențat. Din fericire pentru noi, noi n-am avut timp pentru că lucrurile se petrec într-un asemenea ritm încât tu filmezi astăzi și noi deja trebuie să scriem următorul sezon. Cum se întâmplă și acum, de exemplu, pentru clanul, suntem în filmări pentru sezonul 2 și deja scriem pentru următorul sezon. Feedback-ul pe care noi îl vom primi în sezonul 2 va veni prea târziu ca noi să mai modificăm major niște chestiuni noi o să fim deja cu bă, scriptele gata. Deci nu ai timp în contextul românesc, în contextul din afară, să zicem că ai timp. Acum, la Vlad, ca să luăm cazul ăsta particular și să-ți dau un exemplu, acolo noi mergând cu povestea, plecând tot așa de la o adaptare turcească, după care mergând cu povestea... Foarte... Paranteză, sunt meritea în asta a francizării de seriale. Că și Umbrei tot la fel, ca să o dăm pe da, da, toate sunt. O grămadă, dacă ne uităm. Euforia. Franciză după un serial izraelian. Da, mă, am văzut. Adică... Eu am văzut și originalul. Din 90 și ceva sau din 2000 mai știu, din serialul izraelian. Până în 2000, da. sfârșitul nou. Exact, dar exact. Dar știi că nu erau deloc? Asta spun, dar... Știi, la noi, în general, când faci o adaptare, mamă, ai copiat, ați furat. Stai, mă, Wilfred, ăla la știi? Da. Ăla cu uh, Bilbo Bag, cu da. Da, 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 <laughs> vorba da, da. bine. Da. Cu băiatul ăla, super simplu, Denny Redcliffe. Da. Și cu câinele imaginar pe da. care îl vede capul un om. Da. Tu da. ai văzut varianta australiană? Da. Mamă, ce demență! Deci, de multe ori sunt uh, asta spun, adică The Office. Sunt exemple. Absolut. Apropo de importanța regizorului la un serial. Eu o să zic niște seriale acum și o să înțelegi exact linia imperceptibilă și firul imperceptibil care le unește. Mindhunter, de pe Netflix. Foarte recent. Da, da, acolo e, gând, nu e numai regizor, el e și creator. Domnul, Domnul Fincher, Fincher. Da. Care? David Fincher este creatorul serialului. Da, știu. știu adică știu, știu. el are el este implicat la toate nivelurile de creație. Un creativ, ca asta, să facem diferența pentru, pentru spectatorii discuției noastre aproximative. Un regizor, într-un serial, e comisionat să regizeze și, practic, el e extrem de limitat. El acolo are... E un, e un, guidebook. Tu ai... Se aprobă o stilistică, tu mergi în cheia respectivă, poți să ai, poți să ai niște... Ai, ai bineînțeles, niște decizii de luat, creative, dar tu ești foarte încadrat. La nivel de creație, tu ai toate aspectele care sunt înainte de regie, de la script, la ton, de ce mă refer, story, cheie, la de joc, cheie de joc și așa mai departe, unde. Inclusiv creative, colorizare, da, mă tot, 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 tot. Alați vine, ca regizor, tu primești. De asta sunt foarte multe seriale unde tu nici măcar nu știi cine regizează, tu vezi doar creatorul. Adică ce, să te uiți cu recunoștință. aici e și pericolul de personalizări unui produs artistic care e cu tot o altă discuție pe care nu vreau să o avem acum, că e foarte stufasă și cumva are legătură și cu AI-urile astea care au început să facă episoade din Seinfeld. Care nu se mai termină, nu știu dacă ai văzut. E un AI care scrie știu. episoade din Seinfeld acum. Știu, bine, AI-ul care e în română, că am făcut exercițiul ăsta la un writer's room, că acum mai scriem pentru un alt serial și am, suntem așa la un writer's room cu mai, mai mulți scritori și am făcut exercițiul ăsta într-una din din sesiuni să dăm un AI chat GPU care are și varianta în română, da. să ne dea niște sugestii și spre fericirea noastră e încă departe, dar, atenție, e o bază de la care poți, poți porni. Întotdeauna e o bază. Adică ai nevoie, nu știu, să dau un exemplu, am dat dă -ne un titlu pentru o poveste și am dat sinopsisul poveștii. Și am primit, sunt 5 secunde, 25 de titluri. Nu erau senzaționale, dar avea o bază de discuție, plecai, nu știu, și cel puțin vreo șase, șapte din ele erau metafore, esențializări ale sinopsisului, ceea ce mi s-a părut remarcabil, adică nu erau doar sugestii. Cred că așa își pune titlul Dor Octavian Dumitru la spectacolul lui. Glezne de râmă. <laughs> mușca de râs. Da. De da, astea, deci. Astea sunt par a fi titluri date de aiuri pe cuvântul. Da. Bă, stă și mă uitam la mușca de râs. Scuze că fac paranteza asta schizofrenică absolut de tot. A, mă uitam la afișul Mușcat de Râs și mă gândeam așa la titlu Mușcat de Râs. Deci este o felină de dimensiuni mari care te mușcă. Consecința este că ai fost victima râsului. Ești un om care a fost marcat pe viață de râs omul care ți-a adus felina să te muște este Dor Octavian Dumitru. Am blânzit practic felina. A reușit să o ia și să o prezinte într-o formă foarte domesticită pentru întreaga familie cu mic, cu mare, care vine la sala palatului. În tot acest timp, te aștepta că el să controleze total felina respectivă de mari dimensiuni. Doar că uitându-te la afiș, vei vedea cum Dor Octavian Dumitru, este mușcat, deci practic are capul mușcat de râs. Adică este tau... Este meta și tautologic în același timp. Eu nu, nu știu cum, cum a putut Dor Octavian Dumitru să facă chestia asta. E extraordinar. Esență. <coughs> este post Esență. Este post-esență. Meta este meta-esență. Deci este un râs care îl mușcă de cap. A true fucking artist. Da, da. De asemenea, în videoclipul domnului Nicolae Guță, la piesa Mă mănâncă palma stângă, dumnealui, în timp ce cântă că îl mănâncă palma stângă, se și scarpină, ca să vedem și efectele. Este foarte... Tu făcând un produs comercial, pornind de la acești doi mari maestri, da. Nicolae Guță și Doru Octavian Dumitru, după ce am vorbit despre Fincher și Refân, și tai că tu care e foarte tare. Nu pot să nu te întreb. Tu te gândești și la un sens aparent al lucrurilor pe care îl faci, fiind vorba totuși de un produs comercial. Grijă pe care, uite, Terminator 2. Nu cred că și-a pus-o James Cameron când a făcut Terminator 2. Oare ce vreau să vă spun cu povestea despre un robot venit din viitor? Că în esență e un film de acțiune, da? care e făcut atât de bine încât au găsit unii tot felul de înțelesuri. De Băi, te gândești, dar nu te gândești conștient, te gândești subliminal. E o treabă care îți rămâne. Ai băgat subtext în scritură și în regie? Da. La clanul? Da. Da. dă un exemplu concret. Subtext. Dă subtext așa. Dă, ai băgat-o la așa, ți-ai făcut-o... Ți-ai făcut o... damblau, ți-ai făcut, ți făcut prăjeala. Păi. Uh... Băi, uh, știi de ce te întreb chestia asta? Pentru că foarte mulți sunt sigur că și-au pus întrebarea. Bă, ce a venit bă, puștul ăsta? Cum are ăsta pe mână un proiect atât de mare? Bă, cum pis da, măseaj? Bine, trecând peste toate discuțiile. Scoane... Să-ți răspund la prima sau la a doua? Stai că le luăm părut. Nu, vreau să răspundem, dar vreau să răspundem indirect. Nu vreau să mă adresez elefantului din încăpere. Există un singur elefant în încăpere și el ai foarte clar cine e. Nu vreau să... Așa. Vreau să răspundem indirect. Adică vreau să se înțeleagă foarte clar dacă ai sau nu idee exact de ce faci acolo. Mă scuz că pun problema atât de frust. Vreau să răspunzim direct la întrebarea asta. Bă, cum, cum e? De ce e intrat ăsta un proiect atât de mare? Trecând peste nepotisme sau ce discuții or avea sau tot felul de suspiciuni? Păi, paradoxul, paradoxul nepotismului în cazul de față este că și părinții mei au legătură cu breasla cinematografică, ei au, nu au nicio legătură cu breasla de televiziune, dacă vrei. Da. Adică în televiziune părinții mei sunt tatăl și... Mama lui Angel Damian. Nu sunt Laurențiu Șanca Damian, așa cum în cinematografie. Eu, deși sunt pe picioarele mele, sunt în continuare copilul, copilul. Pentru că am niște părinți care au performat în domeniul lor. Am vorbit de tata, pentru că n-aș vrea să creez un conflict în familie, trebuie să vorbesc și de mama. Și mama e un regizor de animație, foarte important, a făcut și filme de ficțiune și e normal ca eu să fiu privit de o parte a Bresley copilul, copilu, bineînțeles copilu, da. dar să nu uităm că și Naya fil a fost copilul fix la asta mă gândeam și Naya Caranfil tot într-un podcast chiar aici a spus uh, când s-a apucat de regie a avut discuție cu taicăsu bă, dar știi că eu o să lucrez cu foarte mulți oameni cu care eu am cam șters pe jos așa, adică ca și critic de film nu o să fie e complicat, bă, n-a fost ușor bă. pentru Naya Caranfil. Marele lui noroc a fost că a fost extraordinar de talentat. Foarte bun scenarist. Cel mai bun, din punctul meu de vedere, dacă e să... Bă, e, e, e posibil să fie cel mai bun. Cel mai bun scenarist român și singurul scenarist român pe care îl cunosc, nu-l cunosc atât de bine pe Răzvan Rădulescu, dar și de el știu, dar singurul scenarist român care știe cu adevărat ce înseamnă din spatele unui scenariu de film. Că despre asta vorbim. Despre... Cred că tu vorbești acum despre capacitatea de a scrie având în cap exact cum transpui vizual ceea ce scrii. da, și cum, care, sunt, care sunt etapele bă, unei povești care urmează să fie spuse din punct de vedere cinematografic. Tu zici de parcursul ăla al personajului al lui Joseph Campbell, toate alea, banale. Ale cum... sunt, ale sunt, banale, alea sunt, ale, ale sunt, banale, dar e adică Scritura pentru film e foarte diferită de <gătări> scritura de tip proză sau... Sau și e, dramaturgie. Sau și dramaturgie până la urmă. Exceptându-l pe băiatul ăsta cu Ben cu... Cum îl cheamă mă? Matthew... McDonagh. Ma, 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 eu. Ma, Matthew McDonagh. Martin McDonagh. Nu, e cel care... E o, Martin McDonagh, care a scris și omul Pernă, treci mai mari Da. da, da în foarte Bruj, mare. se da, vând exact. Tribil Billboards da. Ben și așa, omul pernă. Mega piesă de teatru. Da. Probabil cea mai importantă piesă de teatru din ultimii 30 de ani. Da. Dacă ar fi să-i întreb pe mulți oameni. Și cel puțin în România, din punct de vedere al textelor contemporane, a avut cel mai mare impact. A fost pusă de foarte mulți regizori, a fost pusă cu succes de afrim, a fost un spectacol de da, referință. N-a fost ce... și Ulara într-o... De asta cu omul pernă. pernă? Sau vorbesc prostii? Păi a fost la act, dar nu a fost ea. Dar Iacoban a fost în ea Iacob... Radu a fost Radu Iacoban Băi, pe... no... sunt confuz în momentul ăsta E teatru și e același teatru E teatru în care activează foarte mult Iacoban Cu Lara Dar Ai, era... E, da. era, nu, era Cine era? Era Dan Rădulescu Parcă da, așa. Lucia da, mă, Lucian Iftime Lucian, Da Lucian era Lucian de la Constanța da. Cum da. e cunoscut <formations> Să-i dea Dumnezeu sănătate. Voilà. Să-i dea, Doamne ajută Așa. Uh, N-am mai fost la teatru că m-am enervat. Am fost la niște copii care au făcut o noapte furtunoasă de mi-a ieșit până așa și am mea și am zbăgat. Să bag bun? Dag. Foarte bun? Foarte prost. Prost? Foarte prost. Practic o mizerie. Se întâmplă. Se întâmplă. Da. Să le dea Dumnezeu sănătate. E minte important e și... că au făcut. Important e că au Până făcut... Ne și... un sens în conversație, știi? Adică tu poți să discuți pe baza a ceva. E mare lucru. Mult mai important e să nu se oprească. Da, și da. să nu ne ia în seamă, Să nu mă ia pe mine în seamă. Bă, nu vă luați după mine voi. Faceți acolo în continuare. Lăsați-mă pe exact. mine. Revenim întrebarea ta. Ca Așa, să da. Vorbim de... Ți-ai făcut damblaua? Ai băgat chestii de subtext? Ai băgat șopârle? Da, am băgat șopârle. Am... General, întotdeauna încerc să gândesc și deasupra și deasupra și de subtul textului, că ești și subtext și supratext, dacă vrei. Și pe lângă asta, cred că ce mă recomandă pentru povestea asta e că știu să spun o poveste, despre asta e vorba. Eu nu mă consider un regizor de film sau un scenarist de film, eu mă consider un povestitor care a învățat să spună niște povești folosind acest mediu, cinematografic. Acum, evident că parcursul ăsta al meu a fost extrem de așezat. Nu a fost așa un boom dintr-o dată. El, acum noi vedem vârful. Dar eu am pornit la Vlad ca actor după care, pentru că am avut eu niște damblale și mi-am făcut niște scurmetraje și la un moment dat producătorii de la Vlad au văzut acele scurmetraje și m-au întrebat dacă eu și scriu și am zis, da aș putea să scriu, după care am fost pus să scriu împreună cu Lia uh, scenariul de la Vlad și după ce am scris și așa writer, head writer, creative producer, mi s-a dat să regizez, dar mi s-a dat tot așa, pe principiul de probă, un episod, hai să vedem cum e. Și a fost bine după toate standardele la care uh, am fost judecat și mai departe, evident, am fost uh, uh, luat să având toată experiența asta și pe partea de scris și pe partea de creativ de la Vlad, am fost pasul firesc a fost să încep un serial nou de la început având aceste calități. Câte, câte sezoane crezi că o să faci cu clanul? Vorbim de să filmează al doilea, vor deja scrieți al treilea. Ok, am înțeles. Eu îmi propun să fac patru. Atât. De ce patru? pentru că deja vorbim de un serial care are episoade lungi, episoadele sunt duble, sunt față de ce suntem noi obișnuiți în streaming, episoadele au 108 minute, deci sunt episoade duble. Un sezon are 13 episoade, deci vorbim de 24 de episoade în sensul clasic al serialului de 45 de minute o oră. Păi ca pe vremuri. Da. Așa era sezonul pe vremuri. Dar... Mi se pare că deja după patru sezoane o poveste de genul ăsta care are o miză setată de la început miza trebuie să fie împlinită. Dacă nu împlinești miza după patru sezoane, deja e o ciorbă lungă. Nu ai... Adică te scarpi în invers, știi? Okay. E Evident că poți să găsești și povești secundare și să adaugi personaje noi și să începi cu ploturi sub ploturi din alte părți care să-ți umple minutele. Dar pentru mine niciodată nu ăsta e un, un, un scop. Scopul meu e avem o poveste principală care trebuie să fie împlinită și ea ca să fie împlinită trebuie să ne concentrăm pe ea, după care ce se întâmplă, bineînțeles, încerci să îmbogățești tot universul ăsta, că ai foarte multe personaje secundare savuroase și fiecare cu viața lui, existența lui, scopul lui și te duci în direcția aia, dar povestea principală e cea care mă interesează pe mine. Și așa din Experiență mai mult de patru sezoane deja te obligă să faci niște, niște scamatorii pe de dramaturgie ca să umpli, umpli timp și asta devine neinteresant pentru mine. Mai vrei să mai faci serial în afară de clamă? Da. A eu ai sunt... zis că ai și lucrat, ai început să lucrezi. Am început la să lucrez, dar eu sincer, eu cred foarte tare. Cred și în acest shift mental pe care publicul are astăzi. Adică. Sincer, ne îndreptăm către o lume unde serialele o să aibă o, și o pondere, dar și o importanță mai mare decât filmele. Și pot să... E cele mai importante. Eu deja, băi, da. stai mă, stai. În, în, conte în contextul general, să zici, dar în contextul de bracelet, dacă vrei, încă există treaba asta, dom'le, serial de televiziune. Dar eu pot să spun, și sunt extrem de împăcat cu mine când spun treaba asta, că uite ce facem noi la clanul, de exemplu, într-un context de producție care e destul de dificil și asta e puțin spus. Adică noi filmăm în 8 zile. Și Ceea ce se filmează... Nu un sezon în 8 zile? Nu, un episod de 108 minute se filmează în 8 zile. Asta e, timpul pe care îl avem. Gândește că orice lungmetraj se filmează în 25 de zile, 30. Da, da, și noi avem puțin. 108 minute, adică durata unui lungmetraj. Da. Noi filmăm în 8 zile la o calitate cum rar vezi pentru filme românești care au 25-30 de zile și bugete de 4-5 ori mai mari decât avem noi pentru episodul respectiv. Cât ai buget pe un episod? Hai, let's talk numbers. Spre 200.000. de 200, mii. de mii episodul? Da. Bă, nu puțin. Pentru film? Cât a fost team building? Știi bugetul lui team building? Cred că bate la milion. Spre milion. Cât a fost? de exemplu de filme române și eu spun buget. Îți place Paul Negoescu? Îți place Paul Negoescu? Jucat la Paul Negoescu, da. Da, domnule, da, am și zis. Uite, Era retorică întrebarea. Oameni de treabă a avut bugetul un milion și ceva. Da, da, două lozuri cât a avut? Da, mă, stai puțin, dar două lozuri... Lasă, lasă. Păi nu, stai puțin, că tu judeci. Aici trebuie făcută diferența. Păi facem. Două lozuri a fost un film făcut cu 30.000 de euro. 60. Eu știu de 30 tu spui Eu știu 60. că s-a ajuns pe la 60. la Bun, Cu dar, Paul am vorbit. Dar oamenii nu au fost plătiți. Știu și asta. Păi stai puțin. Tu vorbești de... Cum ar fi să vină cineva în televiziune să îl treze pe gratis? Ăla practic e uh, un film de păi școală, nu, ca bugetul, să Nu, dar bugetul unui... Și bugetul lui două lozuri, El nu trebuie calculat așa. Ei au fost banii băgați. Dar bugetul real ar trebui fiecare membru din echipă care n-a fost plătit să facă un in-kind investment, dacă vrei. Ei au investit în filmul ăla, ei practic ar fi niște mici coproducători. producători. Da, au investit discuția asta e și alor. la Miami Beach, că da. vorbeam cu Codin. Da. și Miami Beach făcut... a băgat, a, a, fost o investiție in cash, din câte știu eu, de jumătate de milion, primul. Da, e pe la un milion jumate, tata. Real, cu Realul milion jumate. Pentru că acum a venit Codin și s-a luat o vila unui prieten din Miami, care, în mod normal, dacă ar fi închiriată, ar fi 6.000 de euro pe zi, 30 de, de zile de filmare. Și l-a luat-o pe gratis. Bă, păi, da. Aia sunt bani. Adică tu trebuie să-i calculezi pe aia, pentru că tu ai venit cu un prieten și sunt tot banii pe care tu îi investești indirect în film. Care o fi, bă, cel mai scump film românesc? Cel mai scump film românesc? Mă gândesc ca producție. Cât o fi costat, că tu vorbeam de caranfil că eu am obsesia asta. Restul e tăcere. Restul e tăcere, care mie îmi place foarte mult. Băi, la vremea respectivă, cred că mult mai puțin decât costă astăzi, pentru că erau fiurile mult mai mici, în da, general. Da, da, da. Eu nu cred că costă mai mult de jumătate de milion. Ăla atunci, dar da. transportat acum, bate pe la 3 milioane, să știe ăla. Eu știu că cel mai scump film românesc e tot al unei e Closer to the Moon. Ăla cu Vera Farming. Da. Și cu Mark Strong. Da care la câteva milioane, cel puțin vreo patru. Și știu, asta motiv pentru care a avut, nu știu dacă știi, dar a avut scandalul asupra editului. Da, a fost... A, a fost, fost mare scandal cu producătorii care au vrut să scoată alt edit pentru cinema. A Până fost... la urmă câștiga a câștigat naecaram film. Nici măcar, a fost un soi de... Norochior. Au fost doi ani într-un clash din ăsta, într-un soi de lockdown, dacă vrei în timp ce n ai monta, producătorul a luat materialul și a făcut producer scat. Asta e formula americană. În România, regizorii sunt obișnuiți cu director scat pentru că ei sunt autori. În America, producătorul spune, dom'le, eu sunt, e filmul meu, am producer scat. Director scat avea spre 2 ore 20, producer scat avea o oră jumate. Ca să înțelegem că erau 50 de minute, ca să nu mai vorbim de stilistică, totul era diferit. Era, era un film, erau doar ce s-a filmat. Producer scat a făcut heist movie. Da, exact. Îți zic exact cum a fost, că am vorbit cu noi despre treaba asta, cu domnul Caramfil. Stai să nu trivializăm. Scuze. Producer Scatu era film de heist. La domnul Caramfil, subtextul ăsta care e foarte important, este că el a fost într-o primă instanță și, de fapt, asta a fost un act de subversiune. Mai mult. Da. Și că miza reală a jafului da. respectiv, de fapt, era un act de subversiune. Da. Asta era povestea. Da. De neaplecarea genunchiului, de ne pupat inelul. Care pentru noi, ca români, mai ales dacă am prins ea 45 de ani, de tristă amintire fie vorba între noi, contează mult mai mult decât un simplu high smoothie. Absolut. Adică miza morală e mult mai importantă acolo. Da, dar acolo erau niște interese comerciale în spate și bineînțeles că producătorul a gândit în sens comercial și a spus pentru mine, ca producător american, pentru o distribuție cât mai largă în în spațiu anglosaxon, am nevoie de acest heist movie. Îl înțeleg și pe el, chiar dacă e total greșit. Acolo problema a fost că nu s-au pus de acord înainte și lucrurile astea n-au fost limpezi. Că dacă nai ai care am fi, știa că o să facă un film și că la final filmul este luat și remontat și făcut altceva, nu-l făcea. El s-a bucurat că dintr-o dată a avut un buget și că a putut să lucreze cu niște o actori. Făcea da. Dar acolo, din câte știu eu, nici măcar nu a fost varianta lunaie aia finală, ci a fost o variantă pe care a fost un consens mai înspre direcția lui Nae, dar iarăși, apropo tot de... Tot coafat mult da, de studio. Da, da. Adică a avut o oră 50, au mai tăiat din el, au, au făcut niște concesii. La tine s-a avut discuția asta la clar, Bă, hai să coafăm aici un pic, că nu... Ai discuțiile astea permanent cu... Și cu... cât de rigide sau cât de uh, uh, lax ești legat de sugestiile astea? Hai, feedback-ul din partea publicului poți și nu poți să ai. Uh. Păi îmi apăr conținutul. Îmi apăr, lucrurile în care cred foarte tare, le apăr. Înțeleg limitări de producție și atunci încerc să păstrez sensul, dar să ajut și producția, pentru că ăștia-s banii, trebuie să-l produci. Nu poți să Tu ți imaginezi, avem chiar acum o discuție cu niște ericoptere, mi-am imaginat frumos, dar să vedem ce se întâmplă cu elicopterele. Dau așa un mic spoiler. Apropo de postelnicul, dacă zic discuția pe care am avut-o despre filmatul cu un avion cu Andrei Con, care a făcut-o la Ares cu postelnicul, da, da. care e mega film. Foarte bun, da. Și i-am zis, bă, da, un science fiction cu roboți facem și noi tot cu comuniști, cu bătut până închisori, cu pula mea. faceți, bă, cu vampiri, cu roboți, cu de-astea. Poți mă și liniști, să nu... Mă întreb de ce îl bate cu pe Papadopul, când eu știu clar că sunt prieteni. Faceți dracu un film serios, cu roboți. Da, da, da. -tras din viața reală. Dracula, că e al nostru vorba. Cu Dracula, da. Trebuie să-ți povestesc de filmul cu vampir pe care l-am în cap. După ce dăm stop. Și uh, zice, ce? Bă, Gicule, eu cred că tu nu e sănătos la cap. Zic, de ce? Era și tu la masă atunci. Apropo, băgam pește. Și a zis, eu nu pot din cauza limitării de buget să scriu secvență de filmat interior avion. Da. Și tu vrei roboți? Te bă, împaște nemătii, nu mai bine fac film cum pot decât să nu fac nimic, ești nebun la Așa. cap. Eu și eu, actor, doi actori foarte buni, le dau rol de compoziție, scriu și eu cât pot de bine, aia joacă cât pot de bine și uite că le mai nimerim și noi. Așa din e, când e. în când. Și are dreptate, da. Așa e. Există limitările astea Permanente și mai sunt lucruri care țin de, bineînțeles, de structura de televiziune și de ratingul de audiență de 12, și atunci ești obligat să respecti niște norme. Tu trebuie să fii aia. peste media postului, nu? Adică, care e înțelegerea cu, cu ratingul? A, ratingul. Ratingul e un target pe care ți-l impune postul, un target de la care produsul devine profitabil. Este serialul Clanul Profitabil? Da. te întreb asta pentru că la Las Fierbinți, din câte știu eu, a trebuit să treacă niște sezoane până când să devină profitabil. Adică acolo la Las Fierbinți, care este cel mai bun produs de televiziune românesc. Jos așa e. Punct. Da. Deci nu că pe serial sau... Da. Cel mai bun produs de televiziune românesc, da, punct. Demonstrează cifrele și nu mai ai ce să discuți, nu? Asta e un non-debate. Non exact. A devenit profitabil mult după Instablishment, ca să zicem. Eu știu că pe la vreo 3-4 sezoane deja. La AIP sezonul 4, da, știu da, și eu, asta care știu zice eu. legenda. Așa spune legenda, da. Bineînțeles, e nevoie Bă, să prezint prezent un produs și. Să-ți la... ții 4 sezoane știu, de serial pe post. Cam nu era toată. nici extrem de în pierdere, să fim serioși. Era pe acolo. Adică au avut cifre bune, nu cifrele de astăzi, că astăzi pui la sfârșit pe TV și bate orice. Deci astăzi las fierbinți. Bate pe Van mă Da, bă, de orice. Las fierbinți, pus pe TV, poți să ai orice pe posturile concurente, nu e non-combat. Adică e la revedere, s-a terminat. Las fierbinți un produs care face parte din identitatea națională, dacă vrei. Adică e ceva la care, bă, te uiți, nu știu, ăsta joacă România dăm... și mai joacă la fierbinți. Și apropo de, exact, și apropo de rentabilitate, primele sezoane astea de care vorbim, erau filmate cu Mark II-uri, cu, da, Noi nu. mai minte, cu... Păi era... cu aparate foto. Era și perioada aia când de-abia se făcea tranziția de la peliculă la digital și în televiziune se filma tot timpul pe digital, dar erau, na, nu, își și permitea nimeni să cumpere, nu venea nimeni cu Ari Alexa, știi, adică și cu Ultra prime adică era pe, na, Mark mai puneai, na. că foarte leneșe la lumină. Da. A, așa. Dar a fost, da, oricum, problema de profitabilitate la sfârșit nu se mai pune când în anii ăștia e un produs care a făcut, e un gold mine dacă vrei, o mine de aur, dar clanul, da, e un produs profitabil. Adică a îndeplinit toți marcării pe care postuia. Episodul cu audiența cea mai mare care a fost? Primul și ultimul a avut audiență. și cel ultimul. mai slab? Cel mai slab a fost un episod, dar a fost tot în termeni buni. A fost lider de audiență, dar în paralel se juca meciul României de calificare. Nu ne-am calificat. Și atunci când s-a jucat România am avut... Deci nu are legătură. Nu s-a făcut ședință de debriefing unde nu. am pizdit-o? Nu. nu, a fost pur și simplu un context în care bă, joacă România, era un meci de calificare. Da. Și oricum a, a fost o, pentru noi o victorie morală extraordinară pentru că în contextul ăla noi am fost lideri de audiență. Adică... Da, juca România. Bă, având în vedere la cum e fotbalul românesc, acum nu e ca și cum standardul era foarte sus. Păi nu, dar întotdeauna român... Băi, lumea se uită la... Se uită tată, dar... Și am mai avut, ce am avut episoade cu campionatul mondial, de exemplu. Am avut episoade care au fost în paralel cu Messi. Și am fost mai bine decât Messi pe audiență. Dacă Messi era din Berceni, o cu toți. Așa, cum am mulțumit lui Dumnezeu, e de unde e, a scăpat toată lumea fericită, faceți voi sezonul 2. Se uită și lumea la, se uită lumea la nu-ți fă griji. Se uită lumea la, la, la Messi, dar s-a uitat și Dumnezeu la clanul. S-a uitat, s-a uitat, da. Ca să zic așa. Nu, din punctul, și apropo de, n-am avut niciodată, am avut o, o, libertate de creație foarte mare din, din partea postului. Asta a fost, de fapt, principalul principalul drive în a face în ritmul ăsta lucrurile, pentru că mi s-a oferit libertate, avem niște oameni din interiorul postului cu care discutăm toate lucrurile de creație și care sunt foarte în, ancorați în, în, în ce facem și cunosc subiectul foarte bine și cu care avem niște discuții foarte, foarte bune. Adică nu e genul ăla de... Ei, ei știu foarte bine produsul, înțeleg, sunt... știu cum sunt personajele, pun, ei pun niște întrebări. Și sunt niște întrebări care de multe ori au utilitate foarte mare pentru că te obligă să îți argumentezi niște decizii și argumentând poți înră, înrădăcina, mult mai bine Cred că întrebările alea sunt mai puțin, au mai puțină legătură cu stilistica sau cu maniera. Nu, de poveste. Cât, stilistică nu, în stilistică nu. Na, na. Cât chestii de implementare și funcționalitate. Adică nu, vorbim de în clasul da, personajelor de sens, de... Uh, iarăși există niște targeturi și specifice pe o anumită audiență. Asta e, de exemplu, în televiziune. Uh, tu nu poți să faci un serial comercial în televiziune care să fie foarte, foarte dark, pentru că tu ai un public pentru genul ăsta de produs destul de nișat. Și tot Dar Nu numai din punctul ăsta de vedere, ci pur și simplu oamenii care consumă zona asta dark sunt mai puțini decât publicul generalist pe care tu încerci să-l accesezi. Da, mă, în principiu oamenii sunt mai fericiți decât aia ca mine în care se uită la... Da. Și zice, n-am văzut sânge, sunt profund dezamăgit. Exact. Și atunci tu, de exemplu, ai un public masculin, ai un public feminin, ai un public împărțit pe vârste, ai un public împărțit pe statut și statut social, ai un public împărțit pe educație, ai un public împărțit pe venituri. Și tu ai mai multe targeturi specifice în sensul ăsta. Vrei să ai și un public feminin, dar și masculin. Noi suntem, evident, mai masculin decât feminin în public. Avem un, un share mult mai mare pe publicul masculin decât pe cel feminin. Și atunci, de exemplu, vrei să atragi publicul feminin, trebuie să nuanțezi puțin poveștile de dragoste, love story-urile din... Și acolo ai nevoie. Doamne, cât de clișeic e. Singurul da. pericol este fix de personalizare asta de care spuneam. Pentru că profilul comercial, uh, profilul unui public comercial, în principiu, e cam același, cam pe peste tot. Și pericolul, dacă trebuie să punctezi toate liniuțele astea scrise de la capăt și formulate foarte clar de studiu demografic, este că uh, toate produsele de genul ăsta ultracomerciale ajung să se uniformizeze. Da, e un pericol. E un pericol. E un pericol și este exact pericolul al depersonalizării unui produs artistic, de asta spuneam. Pe de da, altă da, atenție, parte... Atenție, tu nu iei lucrurile astea și, adică, încerci în sensul poveștii tale să oferi o portiță și pentru acel public. Acum, tu nu, nu poți să schimbi adn unui produs ca să accesezi un public, de exemplu, feminin. Fii atent. Da. Eu zic da. niște seriale acum. Da. Și tu îmi spui ce crezi că au în comun serialele astea. Mind uh, Mindhunter. Ăsta l-am spus deja. Netflix. Da? Hai să dau unul și de la HBO. Tokyo Vice. Hai să-ți dau unul de pe Prime. The Boys. Nu știu. Care e o adaptare după comic book. Este cea mai bună satire de la Watchmen încoace la cultura supereroului. Ar trebui să vezi la pe G18. Din nou. Tot de pe Prime. Too old to die young. Refun. Îți mai dau unul de pe Netflix. Uh... Copenhagen Cowboy. asta uh... astea sunt seriale de autor. Da. Care... The Pope, dacă vrei. De The Young Pope, dacă vrei. The Young Pop, Uite, foarte bun. Tot HBO. Care e Sorrentino. Da. Și cu The New Pop, cu sezonul 2, da. care mi s-a părut foarte bizar. Ciudat, da Foarte bizar. Da. Da. Și când zic bizar, zic slab. Ah, da. E bizar. E bizar la. Da, e ciudățel. E ciudățel. De acord, de acord. adică am avut acele sentiment Disney. Hai să zic unul. Disney. Uh... e unul făcut de Martin Short și ăsta și cu Selena Gomez e un crime de ăsta despre podcasturi de crime ia uite ce am uitat nu cum știu. să numește foarte caută-l tu acum mm. că mi s-a părut foarte interesant la... tot de pe Disney zic așa Mandalorian care fa cu băieții, cu Rodriguez, cu mafia aia lor de și... Da, dar stai puțin, că trebuie făcută clar distinția că între seriale de televiziune și seriale de streaming. Mai e și chestia asta, da. În, evident, din punctul meu de vedere, în televiziune, e un, adică tu aștepți de cel mai multe ori un rezultat imediat. Tu ai niște... Totul e comprimat în televiziune. Și ai niște obligouri pe care în streaming nu le ai. Da, bă, da, uite, HBO spre Succession. Da, Dumnezeu. Secus Station Da, Succession. nu, mă gă, ăla este, ăla este, da. ăla cred că... Uh, Scritură, actoricește... Ăla regionalul. cred că e cel mai bun serial în momentul ăsta. Da, și mie, mi se pare, da. Dar cel mai mare serial în momentul ăsta, din lume, nu e pe streaminguri. Dacă zic care e, o să te piși pe tine de râs. Este ăla lui Kevin Costner. Nici nu mai știe lumea că Yellowstone. Din, din ce punct de vedere e cel mai mare serial? Ca audiență, ca buget, ca involvement. Ăla e și e un serial făcut de american pentru piața americană. Cred că știi. Da, de, da, da, știu. Da. Știi povestea da. cu el ăsta. Bă, m-am uitat acolo, o desfășurare de forțe, ne dinții. Eu ca băiat care șade pe București... Și tu care tot la fel băiată zi, nu băi, sunt niște chestii acolo ă, strict de ă, implicare socială. Băi, nu înțelegem nimic. Nu înțeleg de ce miza morală e atât de importantă pentru aia, cu pământul, cu populația amerindiană, cu populația de culoare, de ce sunt, e ca și cum e ca și cum l-ai trimite pe Mungiu să explice tensiunile rasiale din RMN-ul din Vietnam. Și cam așa e. E, e foarte ciudat. Ăla e cel mai mare serial în moment. Da, am buni. Că e pe la sezonul 4. Dar zic că e foarte ciudat. Mi se pare că streamingurile astea și exact cum ai spus tu, faptul Mi se pare... Pentru cultura serialului, mi se pare că streamingul au făcut o chestie grozavă. Au făcut o chestie grozavă. În contextul în care în continuare, pe serviciile de streaming funcționează foarte bine Seinfeld. Da, dar fii atent aici. Facem, fac o mică paranteză. Am citit recent un interviu în New York Times sau New York, nu mai știu care, cu uh, cea care se ocupă de content la Netflix. Vicepreședinta pe content. Gagica Și... olandeză? Eu o gagică, nu știu dacă e olandeză. Eu o gagică. Da, eu o gagică olandeză. Din câte știu eu. Nu, eu știu că e hispanică, dacă nu mă înșel. Sau? că e hispanică. Netflix-ul pe Europa, nu pe Olanda, e aici Nu aparte... vorbesc de Netflix-ul mare. Ah, netflix ok. Deci okay netflix Ok, da, da scuze, Și scuze, Discutau foarte clar că iau niște linii linii de producție. Și au linia de autor, unde din punctul lor de vedere, doar pentru prestigiu, își permit să investească niște sume foarte mari, doar ca să ofere unor autori care sunt în felul lor Dumnezei un context de a lucra în streaming serial și asta bustează și și bă, bă, statutul serialelor în general băi când lucrează Sorrentino și îți face Sorrentino un serial te gândești după aia stai puțin suntem în epoca Vezi că în care Sorrentino nu e la Netflix Nu, e la HBO dar tot, e la aia, HBO, că da. tot streaming ah. da da tu ca serviciu de streaming uite dăm un exemplu concret 200 și ceva de milioane lui Scorsese pentru Irishman. Pă da, dă un exemplu concret acum când vorbim de Wednesday, Tim Burton, care e iarăși un autor. Da. Și și e și de serial. Da. Ca e și cam pușcărie. <laughs> Ca să, dăm, să, folosim niște și eufemisme. Au linia asta de seriale de autor, unde își permit să investească mai mult, adică chiar cu un potențial de pierdere pentru prestigiu, și au o linie pe care, dacă nu mă înșel, parafrazez dacă am asta era ideea, e fast food gourmet. Unde ei vor totuși o calitate premium, dar un produs de tip fast food. Și. Mie că, USD, asta s-a vrut a fi, de fapt. Lasă că-i bărtă. Asta e tendința în ultima perioadă către fast food gourmet. Că, din toate punctele de vedere, fast food gourmet e, are, are sens e profitabil este un, cel puțin din punct de vedere al calității producției e sus un standard ridicat seamănă cu ce vezi în cinema adică din punctul ăsta de vedere rămâne încă e pe acolo da, da, e pe acolo e pe acolo și apropo de uniformizare și standardizare și de acolo pleacă din aceste linii adică Evident că și eu îmi doresc să fac un serial de autor și să, fiu, să fac un serial original. În contextul de televiziune asta e destul de greu astăzi, pentru că lucrurile ca să ajungă în punctul ăla... Iar pe piața atât de mică ca în România e spun. aproape imposibil. Asta spun. Dar până la urmă, tu ca să apuci, că nu, poți să le produci singure. Sunt costă enorm. Imaginează cât costă un sezon, un serial făcut la Că ai zis tu, 13, nu știu ce, s-a făcut 3 da, milioane. 3 milioane sunt. Da, gata, acolo, adică, ți... na, ai... Fă 3 milioane, Anghel. Da, na. pune 3 milioane în ceva unde riști să pierzi tot. Și dacă i-ai avea, adică zicem că ai 3 milioane, tu. Îi pui? Tu, eu, Maticiu că ăsta, că suntem tovarăși. Da, dar nici milionar. Maticiu, din prietenul meu. Da, nu mă lasă că băga... și eu râd 3 cu milioane, el. Dar n-ar băga 3 milioane, pentru că totuși ca antreprenor, până la urmă, ca producători, este antreprenor, trebuie să gândești și în sens de business. Oricum. Bă, știi care e diferența dintre noi și Mătuciu că da, e el milionar. Că noi am băgat până. Eu aș băga. Bă, și el a băgat. A băgat, știu că a băgat. A băgat, a băgat, a băgat. băgat. Gândește-te la prietenul Dan Chișu și bucurești nostru Da, mă, nu, nu. A venit eu -o din ce a băgat în filmul ăla fără să aibă o, o altă calitate decât cea de cu și producător asociat. Și fără discuții. Da, da. Nu, nu, că știu exact cum s-a ajuns. Stai un pic. Sunt niște chestii pe care le-a făcut Codin pentru filmul românesc, de care foarte mulți oameni, deși știu că astea sunt niște povești care circulă prin folclorul oamenilor care se ocupă cu filmul și cu astea, le-am auzit și eu tangențial, a pus mâna Codin. A pus și a pus și banda acasă. A venit cu banda acasă. De mult mai multe ori decât credeți voi. Adică ce? Dacă nu o să am niciodată ce să-i reproșez lui Codin, e fix din cauza asta. Și asta, eu tot timpul am zis, indiferent de proiecția pe care o are Codin ca persoană publică, când a văzut o chestie cu o valoare artistică reală, chiar dacă n-a înțeles-o până la capăt, a investit. Da. Nu s-a căcat pe el. Este la ajutor și la suport este genul de om pe care dacă nu poți să rezolvi o problemă și îi explici mare despre ce e vorba, fără să i spui finalitatea lucrurilor, în sensul de care e return tău, el tot timpul o să aleagă să te ajute. Ce? Eu sunt unul din oamenii care când am avut nevoie la am sunat așa, bă, s-a rezo rezolvat. Ce? Niciun beneficiu direct sau indirect pentru el. I-am zis, bă, dacă nu pui mâna, nu poți să fac asta șantaj emoțional, neșantaj emoțional, eu am pus cărțile pe față și am pus mâna și a făcut. Fără să cace. Până. Chiar, chiar. Fără discuții. Cel mai mult mă enervează prietenii aia pe care îi sunt să, să te împrumute cu bani și vreau și eu 5 milioane până săptămâna viitoare. E, când aud întrebarea pentru ce, asta mă... Și asta e o chestie pe care continuă. Nu întreabă pentru ce. Eu nu cred că l-a întrebat pe Dan Chișu de ce îi trebuie banii aia pentru București non-stop. Dar pentru ce vă trebuie un chișu la București nu ăsta? Nu, efectiv, a venit cu bani de da, acasă. Da. Și bani care au rămas acolo. Că, din păcate, pentru București nu stop un fiind foarte bun, contextul a fost unul return spre... Adică... stros pentru că a avut prima săptămână post-colectiv, când nu mai mergea nimeni în cinemauri, a prins perioada în care vânzările către Netflix nu erau la sumele care se vehiculează. Nu erau. Păi erau, Pentru... erau, dar erau pe, pe, pe semințe. Se vindea un film pe semințe. Nu film. era netflix interesat. Și acum după gherla da, luau, cu... Dar luau, dar luau în alt... Și acum după gherla cu Wednesday, producție Netflix în România nu-ți mai vedem. Ce gherla, la ce te referi? Aoleo, ce punct de vedere? Ajungem, hai că, că am încercat să evităm subiectele clickbait intrăm în ăsta. Țepele alea financiare date la producție. Că românismele alea de cea mai joasă speță. Păi, Small-timerismul a... ăla Iarăși, al nostru. eu am o tendință dacă vrei, recentă. N-am avut-o întotdeauna. Recunosc că am, în viață m-am și grăbit să judec de multe ori. Eu nu Adică am citit niște articole, dar care sunt extrem, extrem de vagi, pentru că nu prezintă niște realități concrete. Doamne, stai puțin. Am da, mă, știu buget, că acum s-a toate... întâmplat cu tare lucru. Așa, stai, domne, că au furat, bă, explică, dacă faci o cețare. una? Zi tu. Care mi-a fost spusă de cineva care a lucrat acolo cumva indirect cu partea de producție? Mâncare comandată de pe Glovo pe bugetul producției de film pentru acasă sistematic constant, nu pentru un om, nu pentru doi, pentru păi foarte producție mulți. Astea nu sunt, bă, astea lucruri, sunt că small -timer E foarte important catering-ul pe set. Doamne fericiți, nu Cel mai vorba important, ala. dacă Cel mai important, la masă e groaznic. Adică spun că una din discuțiile la Clan în primul sezon, apropo de producție, a fost mâncarea trebuie să fie bună, pentru că e un ritm năucitor. dacă nu ai o mâncare bună la prânz, o să ai o echipă împotriva. Ce ați mâncat la prânz? Avem un meniu supra-diversificat, tot de toate. Ai pui, pește, porc. Somon? Ai și somon, da. Aveți somon la... Da. Vreau. Ia să... Da? Ia să fac eu așa să... Bino! Te... De o... Te chemăm. Mă chemați pe drept. Avem supe creme, avem ciorbe, avem de toate. Nu, nu, lasă că vorbim noi despre... <laughs> După aia vorbim că acum, dacă tot ne-am așa, să facem veresim. Uite, eu îți spun altceva. Așa. Eu am auzit că Wednesday nu s-ar fi întors pentru producția sezonului 2 în România pentru că există în acest moment, legătură cu studiurile Muftea, un soi de litigiu. Așa. Și că ăla fiind locul principal unde s-a filmat, pentru că e acest litigiu comercial care pune în dificultate o producție de genul ăsta, adică nimeni nu vrea să riște să fie, pentru că tu practic fiind un litigiu între două părți care dispută, nu știi că cine e de fapt the real owner, ca să zic așa. Și că ăsta ar fi fost un motiv. Și asta s-ar putea să fie zvonistică și să mă în îngrahat, dar pe de altă parte eu asta am auzit din, din interiorul pieței. Eu am auzit mai multe, o știu și pe asta, am auzit mai multe chestii de-astea legate de small time de-astea. Asta se fac. Da care se tot fac unul la unul. Se fac peste și tot, nu se fac numai la când vin americanii să facă o producție în România. Asta se fac și când produceți ceva în România. Cu bani din România, asta se fac. Da, da, la, da. Nu, nu, nu. Se asta fac e... și la clipuri, la clipuri muzicale. Vezi în buget trecut da. catering 1000 de euro și s-a comandat de la MEC. Adică se întâmplă lucrurile astea, știi? Știu, știu, da, zic că e un small timerism specific la, la românesc. Se fac peste tot, adică știu, trebuie să scăpăm de chestia asta. Pe de altă parte, având în vedere că vine un regizor care nu e tocmai pielea purismă, mă Dumnezeu. Și cu, probabil, cel mai, nu știu dacă e cel mai important, cât cel mai popular serviciu de streaming din lume în momentul ăsta. Și dezvoltă un produs cu perspective ulterioare de a dezvolta și alte produse, cât și pe pe un termen îndelungat. Da, și cu un impact economic major pentru România. Sunt 100 de milioane de euro care au fost cheltuite în România. Gândiți-vă dacă vine Netflix-ul cu 10 alte seriale. Da. Bă Hai să gândim și pe termen lung. Nu s-a gândit pe termen lung. S-a gândit din nou în spiritul tunurilor ăstora date, pe termen foarte scurt și foarte după noi potopul. Și mă deranjează chestia asta, gândirea pe termen scurt. Asta s-a întâmplat acolo. Foarte elegant pus. Pusă problema. Pe de cealaltă parte, nu știu dacă mai vrea netflix să mai facă sezonul 2 de la Wednesday. Nu în România, ci în general. Vrea. Vrea? S-a anunțat? Bineînțeles, s-a anunțat, se filmează în Ungaria. Ah, și okay. Wednesday este... În prima lună a s-au bătut recordurile de minutaj de streaming. Ah, în ok, la ok. De time-watch-ul ăla. Deci, din toate punctele de vedere, pentru ei e un succes. Au un regizor iconic care lucrează la un serial care are o greutate cel puțin prin sonoritatea lui dacă vrei legătura cu familia Adams și niște cifre în spate care demonstrează că a avut succes și ai sezonul 2, poate 3 Ta, da, are un revival timp în că după Dumbo ăla care mie nu mi s-a părut rău absolut deloc nu, dar iarăși ne raport cu așteptările că discutăm în raport cu așteptările da. de la Edward Caesar Hans, te duci la Bă, lasă de la Batman Returns. Da, da, da. Și... Nu știu, eu sunt fan Edward Caesar la pentru mine a fost... Bă, e foarte tare la... Eu sunt obsedat de Batman. Am tot... Cred că e al 12-lea podcast la rând în care îl menționez pe Batman. O să mă omoare oameni. Așa. Dar a avut, mă, Tim Burton... Plus că Tim Burton a făcut din nou, apropo, de filme extraordinare despre filme și despre dragostea de cinema. Fablemans, Babylon, bă, să nu uităm de Edud, al lui Tim Burton. Da. Cu... Ce ai, despre ce... Cum să faci biografia celui mai prost regizor din toate timpurile? Foarte bun. Foarte bun. Foarte, bun. Foarte bun. este senzație, da. filmul ăla. Ah, o să mă uit la Edward Scissorhands, o să adorm în seara asta. Seara m-a dormit pe tiful lui Michael Mann. Îți zic exact, azi o să adorm pe Edward Scissorhands. Uite, facem asta. Bun, mersi. Hai să ne întoarcem. Hai să o dăm și pe băiețisme de astea. Că suntem băieți ce e pizda Cum te-a impactat pe tine ca bărbat? Stric ca bărbat. Faptul că ai fost într-o relație cu cineva mai în vârstă. Pentru că ăsta e... Băi, hai să spunem lucruri după nume. De ce zic că e băiețism? Și nu e băiețism ieftin, e foarte important. Ca dezvoltare psihologică personală am o senzație. Sunt doi oameni cu care am senzația asta. Unul este Shelly, că vorbești cu el, are 20 de ani și ai impresia că vorbești cu un domn de 40. ai vorbit cu Shelly, dar ai avut discuții de-astea mai serioase? Foarte, foarte bagi și nu am... Eu îl iubesc pe copilul ăla, pe băiatul ăla. Acum e bărbat, nu poți, nici nu poți să mai zici. Îl știu de când era copil. Da, da. Dar sunt eu, știi, pare că sunt eu genul ăla de... A, te știu de când erai mic, te-ai împis, dar măi, nu, nu o să. Îl respect foarte mult pe băiatul ăla și ba, a venit la un moment dat într-un moment al vieții lui, cu o întrebare cu atât de multe implicații, pe care mi-o pun eu acum la 40 de ani. Și am zis, bă, cum ai ajuns tu la 19 ani să spui întrebarea asta sau 20 cât ai?" Adică du-te în pisda, deja sunt uh, sunt invidios pe procesul de maturizare care a venit peste tine subit, pe de altă parte, ei, în online românesc și în arealul audiovizual românesc uh, și online și offline, este un animal cu totul aparte. Da, da, da. E cu totul aparte. E o excepție. Sunt două mari excepții. El și Dorian Popa. Altă discuție, altă treabă. Și acum te întreb pe tine că după discuția pe care o am cu tine din nou, știi uh, citatorul de Instagram sfărăitor. I am an old soul. De obicei îl vezi la gagici care mai scriu că sunt cafe addict. Și sunt coffee addict, old soul și uh, cum le zice mă, de astea de sapiosexuale, de astea. zice că sunt sapiosexuală. Ok, poate vor. Bine. Dacă n-am pătrățele de geamă, <laughs> lăsați, că știm. Dar, serios, cum te-a format pe tine ca bărbat faptul că ai fost într-o relație personală cu cineva mai în vârstă? Paradoxul e că în relația cu Lia așa cu Lia era relația. nu voiam să o zic eu băi, vă respect Ce... eu respect statutul personal al fiecărui. Stai puțin, că nu, aici nu, noi nu vorbim de subiecte tabu, adică nu, da, nu. Vorbim de subiect Ia... tabu fără să vorbim despre da, subiecte tabu. adică nu, adică nu, nu se de nimeni, e o relație care mă rog a fost vizibilă pentru că presa la un moment dat a considerat că relația asta e demnă de un interes, dar am avut o relație foarte lungă, care a fost pentru mine ah. din toate punctele de vedere formatoare, dar în același timp paradoxal, omul matur din relație, și aici nu spun ceva, spun o concluzie la care am ajuns amândoi, și eu și Lia, era mai degrabă eu decât ea. Și aici, dacă îmi fac așa un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, așa. fără să fiu... Un... Deși și eu sunt coffee addict, dar nu sunt sapiosexual. Ce Mamă, ce să... glumă aveam aici! <laughs> mă strângea de gagică așa zi! Așa! Da? Și părinții mei, că mă întorc la Laurențiu Damian și la Anca, Anca Damian sunt, din punctul meu de vedere, și o spun cu toată dragostea, profund imaturi. Și eu, ei divorțând foarte devreme, adică aveam 9 ani, când au divorțat, eu am avut așa, subit, un sentiment de responsabilizare prematur și asta s-a manifestat eu maturizându-mă precoce. Când eram copil, eram. Foarte ludic. Ce sprajai singur ouă wow, Ce te maturiza precoce? Păi uite să dau un exemplu. Eu am câștigat primii mei bani, cam Când aveam 90 ani, făcând dublaje de desene animate, într-o epocă unde dublajele erau plătite serios. Adică eram, Asta voiam să zic. Da, într-o epocă. Câștigat unde, e un unde pic e, cam mult spus. Nu, eram, aveam contract cu Disney. Deci, contract ce era. personaj ai dublat? Multe. Am dublat, la un dat am dublat pentru TV și pentru TVR, de la un dalmațian din 101 în Lion King. Am avut un personaj dintr-un serial, Recess, era Mikey, ăla am fost da. un serial. Și eram personajul Mikey în câteva sezoane, full. Și eram un dolar jumate replica în anii 99-2000. Mai de capul meu. Din două pagini îți luai Plecam de două ori pe săptămână, făceam dublaje și erau mii de dolari, adică erau bani. Bani serioși. Ce dracu făceai cu mii de dolari la 10 noi, ani? Nu-i primeam eu, bineînțeles, fiind sub tutore legal, prin părinții mei prima A. bani, dar eram foarte conștient de faptul că eu eram un provider de la vârsta aia. Mie mi se părea, domne, eu la vârsta asta aduc bani în casă și am avut niște cerințe. Da, să sindromul Britney Spears, ai da. fost exploatat, Angel. Asta e, uite, îmi pare rău, am, acum să încep să plâng, ai, aveți niște șervețele pe lângă capetele de morți. Tot timpul avem șervețele, șervețele pe lângă da. capetele de morți, Angel. Zic. Continu. Și uh, prima cerință pe care am avut o în legătură cu acei bani pe care i-am câștigat a fost să schimbăm frigiderul, aragazul, televizorul și să punem ușă metalică la apartament. Asta, la frigider? Nu, ușa fi, metalică fi, la a, apartament. Okay. Era o ușă Așa. de lemn. Era perioada în care la apartament erau ușile de lemn și apăru... Era da, cumva... Ușa metalică era un semn odată de o siguranță sporită, că -avea, era cu închizător și jos și sus și pe laterale și era și un semn de statut. Îl percepeam eu la vârsta respectivă. Putem să dăm la Cancan acum. Disney a pus ușa metalică lui Angel Damian. la cancan, da, în exclusivitate Termopane. Înainte, pot da. exact. Cred că băi, cred că și cred termopane. Că și termopane. Da. Disney a pus termopane lui Angel Damian. Pune și titlul podcastului, vreau să fie Disney mi-a pus termopane. Angel Damian. Disney mi-a pus termopane. Ăsta nu trebuie frumos. să fie. Și-ți imaginezi că pentru un copil de 90 ani să ai. Eu N-am vrut jucării, n-am vrut lucruri care. N-am vrut ușă metalică. <laughs> și asta spune ceva despre mine la vârsta aia și spune ceva despre mine acum într-un fel. Adică sunt foarte ancorat așa grounded, știi? Bă, hai să nu o sugem în chec. Este da. o expresie pe care o știu de la Costin, Co Costin doamne, de la Natantic, de la Cosmin. Pentru că... Ok. A fost procesul ăsta de maturizare uh, subită pe care ai avut-o la 10 ani ușă metalică. Da. Wow. Ok. Mai mult de casete te Super Nintendo nu-mi doream altceva la vreme. Dar în apărarea Liei și nu neapărat în apărarea doamnei Lia. dar... Asta este o meserie în care spiritul ăsta ludic contează foarte mult. Și nu neapărat ai uh, aerul ăsta copilăresc sau infantil sau pueril sau zic, păi, este atât de important, e vital să fie acolo, undeva, ca să poți să faci shifturile astea foarte, foarte mari. Trebuie în continuare să... Păi, când ești artist, trebuie să te joci. tradu în engleză, te rog, cânt la chitară. Prezentul continuu. Hey. I'm playing the guitar. Mă joc la chitară. Da. Foarte importantă treaba asta. Asta cu maturitatea, cu nu știu ce. Pe de altă parte, una este cu. una este prezervarea maturității sau, din potrivă, în sfera profesională, asta alta e în planul personal. Da, voiam să. Te întreb, băi, există un pericol real atunci când viața personală și aia profesională se întrepătrund? Da, la tot pasul. Foarte multe pericole. E, iarăși, nu vreau, dar și părinții mei au ajuns la un divorț din această. din aceste problematici răsărite din amestecul cu viața profes profesională, din păcate. Da, viața profesională, dacă e, e foarte, foarte amestecată, e un, un risc. Și, de fapt, sunt mult mai multe riscuri. E un risc, un, risc, un risc de conflict permanent, pentru că, oricum, în meseria noastră conflictul e recurent. E un risc. Egourile profesionale, de... da, sunt egouri profesionale. Sunteți da. într-o meserie în care dacă ai scos ego-ul, s-a dus în pis, dar și jumate din aplombul meseriei respectivă. sunt acolo și mai e un risc care, de care m-am lovit. Riscul ca o relație care în general se bazează pe o intimitate în afara sferei profesionale să devină un extraordinar parteneriat profesional. Bă, înțeleg ideea asta de power couples. Și asta, uite, aici e un risc în momentul în care 95% din activitățile unui cuplu sunt în legătură cu profesia și nu mai sunt în legătură cu viața. E foarte dubios. Eu întreb asta acum ca să o dăm pe aia corectă, să dau și eu o chestie. Ură să intru în viața personală a cuiva fără să șeruiesc. Eu întreb asta că tocmai am, ieșit dintr-un tip de stat de interacțiune în care am ținut foarte clar să separ partea profesională de aia personală și n-a fost bine. Adică nici să fac separație totală, nu, nu știu dacă separație e. Separație totală, dar la un moment dat, parcursul trebuie să fie singular, adică tu ai un drum care, într-un fel, trebuie să fie al tău și dacă el se confundă de prea multe ori, e un mix și de multe ori, din păcate, riscul e să rămână doar aia. Pentru că eu am fost până recent extrem de focusat pe profesie și am avut, m-am dezvoltat multilateral, adică am fost actor, am jucat foarte mult, dar am vrut să, 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 să scriu, am vrut să regizez, am făcut un, un soi de business, mai multe businessuri, de fapt, producție de film, streaming online, de teatru, adică am avut la un moment dat o paranteză unde am fost în, la 25 de ani la Ministerul Culturii, Consilierul Ministrului Culturii, Ministrilor Culturii pe perioada Guvernului Tehnocrat. Adică am avut și paranteză... voi să te întreb de acel episod care mi se pare mega bizar din viața ta. Da, Cred e... că și ție tot la fel. Și mie mi se pare bizar, a fost o experiență extraordinară, e foarte bizar el, așa, lândul. Tu știi de asta, Baboiaș? Mă, uite, și da, fost... bine că a dus vorba, da. chiar uitați, -mi. super bizar faza a fost, aia. Dar iarăși a fost într-un con un context unde am învățat enorm și doi am și contribuit din punctul meu de vedere, pentru că mi-am găsit utilitatea în, în acel context specific. N-aș face asta acum niciodată, dar în acea guvernare tehnocrată, dacă îmi permiți, unde erau mai mulți oameni care veneau din afara sferei politicului, mi-am găsit o utilitate. Nu, din ce am făcut noi n-a mai rămas mai nimic. Adică nu pot să zic, domne, am un legacy pe partea asta. Un rahat, nu e nimic. E doar... Nu că o... ai stat și prea puțin da, ca să... Am încercat să facem niște lucruri, dar m-am izbit de sistem, dacă vrei, în toate formele lui. Și asta a fost o lecție foarte utilă. Băi, intrat într-un grinder de ăsta e foarte periculos. E, e, e. e. Și e, iarăși acolo vezi și atracția puterii și vezi și cum puterea să a, a te sedus? transforma oameni. Pe mine nu m-a sedus, dar am văzut oameni seduși de putere și asta a fost iar și o lecție valoroasă, pentru că e o falsă putere. Dar și eu am avut acest risc. Adică, îți dau un exemplu. Eu eram, aveam 24-25 de ani, nu eram angajat în niciun teatru. Așa? așa. Și... Uh, jucam mai multe spectacole în diferite toate din București și am fost numit, spre surpriza și stuparea, stupoarea mea și a tuturor, consilier a început pentru probleme de teatru. Prima bârfă, dar bineînțeles, e fi sau ok. Da. S-a ars asta? S-a ars că taică nu știe cine e ministru. Ba chiar paradoxul a fost că ministrul a vrut să-l dea afară pe taică -miu și mi-a spus asta la scurt timp după ce am fost numit. A zis, noi avem o relație, să știi că taică fiind undeva în subordinea lui. Și asta a fost un prim... Așa fac o mică paranteză. Da, asta am fost paradoxul. Mamă, cum e asta? Deci... Da, 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 Eram într-un soi de și acolo. Era deci poate. tu erai consilierul ministrului care voia să-l dea afară pe taică Da, da. Dar tu erai consilier pe probleme de, de teatru? Nu aveam legătură cu film. așa, nu aveam legătură cu film. Nu, dar era, a existat acest pericol real. Din fericire pentru taică ministrul a fost remaniat înainte că... <laughs> și eu am rămas în continuare acolo, dar n-am mai urmă următorul ministru n-a mai dorit să-l dea afară, așa că... Și noi facem pariuri cât mai rămâne Sebastian Burduja pe poziție acum, că e, ca să zic, e scaunul ministerial prieten al podcastului ăsta. Am înțeles. Așa. Și să chinuie, să face, să el fiind economist sărac. Fie. Și noi tot facem pariuri. O lună, două, adică deja avem aici. Știm exact cine da, dă masă da, da. și cum pentru Bine, Ministerul Culturii are niște povești fabuloase. Au fost miniștri care au stat șase ore. Au fost numiți și le mai ne șase ore. Au urcat astea. cu liftul și au coborât și au urcat ministrii când au coborât seara, nu mai erau. Asta sunt povești fabuloase. Știu. fabuloase. Ei, și revenind la. Nici mă știu că noi mergem așa dintr-un subiect în altul. Asta cu Ministeriatul. Asta iarăși o etapă din viața mea. Adică m-am dezvoltat multilateral că de acolo plecasem cu subiectul ăsta cu Ministeriatul, m am dezvoltat multilateral și uh, partea asta ludică din mine a rămas undeva latentă, dar foarte, foarte, foarte înghesuită, dacă vrei. Adică în, eu m-am concentrat foarte tare pe zona asta de carieră. În ultima, în ultima perioadă, parte din transformarea mea, că eu trăiesc o transformare reală, odată cu... cu noua etapă din viața mea, știi? Parte din transformarea mea e că am dat la o parte drive-ul ăsta, poate câteodată obsesional pentru profesie și încerc să mă întorc la viață, știi? Ce e foarte ciudat este că și scuze că fac referința asta directă, dar te oare spiritul ăsta ludică? Da? pe care, adică ea e se joacă constant. E, un spirit ludic în esență, da. Da, deci este un titirez. Da. Este pe lângă faptul că e, dacă îi pui un telefon descărcat în buzunar, cred că le-ai încărcat 100% după jumătate de oră. Da. Deci este un dinam ambulant. Așa. Nu că fără să intru în... Că na, sunt lucruri care țin de intimitate. Și da, mă, pe, nu, lasă, nu, să... nici nu vreau, nu-i vorba Prefer să în de asta. intimitate tocmai pentru că nu vreau să-mi trăiesc. Vreau să trăiesc, nu vreau să, să vorbesc sau să se discute. Dar ca să mă leg de ce ai spus, da, există o complementaritate între noi doi și o complementaritate care, din fericire, ne aduce pe amândoi în puțin și înspre direcția cealaltă. Adică de la un spirit care e eminamente ludic, există și cumva vreau eu să cred sau sper să cred că eu sunt o parte puțin mai împământenită și există niște elemente și eu mă, mă lipsesc de spiritul ei ludic. Deci tu plus te o egal un T0 cât mai aproape de ideea de echilibru. Da. Asta voi să știi. Exact. Și am încheiat această discuție. Bun. Hai să revenim. Deci, uh, tu erai elementul matur. Da. Ah, A, deci asta întrebarea cu ești eu. pregătit să fii tată acum nu mai are niciun sens. Da. Nu mai, adică ai răspuns. Deci da. Eu eram la matur, voi ușă metalică la 10 ani. Da. Dracu să-l întreb pe unul la 32, băi, ești pregătit să fii tată. Voi Ăsta cred că e cel mai bun răspuns pe care ai putea să-l dai vreodată. Chiar îți recomand da. să-l dai de acum <laughs> Și Angel Damian, ești pregătit să fii tată la vârsta de 32 de ani? La 10 ani voi ușă metalică. Exact. S-a încheiat discuția. Da. Mai drag. Da, nu, și mi-ai omorât partea aia de întrebare. Da, bine, în măsura în care oricine poate fi pregătit până când nu se trezește în fața evidenței, știi? Fața ai ușă metalică la casă acum? Da, 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 Acum, acum e foarte greu. Acum ar trebui să cer o ușă de lemn ca să fiu una Asta vă să zic. ești <laughs> hipster, ia da, ușă de lemn. Asta zic, nu mai <laughs> Că am avut probleme de la ușa metalică, că e genul ăla care se închide, știi, fără cheie, se închide că are butuc. A, și te pe afară. pe afară și atunci am înjurat ușa metalică că alea au, se închid și așa. Din păcate. și Paul era cu... de în cruce? Bă, era dar făcei bani la Disney să mori? Adică alea costă. Greu de spart. Asta zic. Greu de spart. Bine. am vorbit eu cu un băiat care sparge și a zis, tati... Da, mă, știu și maxim eu... Maxim cu... 3 minute. Dacă e... De la 30 de secunde la 3 minute. Maxim. Orice ușă ai lua, orice vezi, maxim 3 minute. Ți-a dat-o paia cu pârghia în două puncte cu care da. lățește cadrul ușii exact. și să deschide. A, o știu și eu Hai pe aia. Zic, bă, De la nu băieții exact. cu care am crescut, de ți-am da, spus. Da, da, da. Băi, îmi povesteau tot felul de chestii de-astea dubioase și înțeleg la ce, ce, filme s-au uitat mă, uitai și eu la, filme. La, ce emisiuni de... Zic că, vă văd, când va băgat cablu, v-ați deșteptat toți. Nu, despre altceva era vorba. și acum vorbim și de partea de Angel Damian, actor. Pentru că vrei, nu vrei, bossul meu a punctat unul dintre cele mai bune filme românești din ultima vreme. Man of Deeds. Bă, mi-a plăcut filmul la Mamă, este... Deci, ca să o lămurim, 2022. Trei filme românești extraordinar de bune. Next Level toate trei. Remene, care m-a spart. Deși am înțeles și n-am înțeles sfârșitul, ai altă discuție care a tot umblat. Așa. Team Building, intenție versus rezultat. Foarte bune filmul ăla. Po bune, serios. Așa. Și am putea să avem discuție despre de ce e bun team building, dar în spiritul uh, speculațiilor despre, ne uh, uh, despre nepotism, care e și la Angel Damian, mi-a plăcut team building că-s prieten bun cu micuțul și m-a ajutat inclusiv la podcast Da, mi-a plăcut team building. Ca să lăsăm argumentele raționale. Așa și men of deeds, Paul Neguescu, care fost eclectice, am putea spune acum. Remene, Tim Bilnin și din. Băi, eclectice, eclectice, dar... Paul... Bă, cum e? Păi Paul Ui... e un regizor extraordinar. Eu l-am descoperit da, la oameni de treabă. Eu nu, nu lucrasem cu el până atunci. Și un regizor cu univers. Adică el are universul lui. Eu am avut primul... Și mare hipster. Da, da, da. Mare hipster, ca ai e Da. Este mare și hipster. Un umor ciudat și negru, unic. Adică are un umor care e aparte, e a lui, nu e luat, nu e, nu e furat. E umorul lui. Bă, când ai văzut pe aia că opresc cu Dacia și zici, da, hai să mergem să pescuim în altă parte. Aia e superbă. Sunt multe superbe din punctul meu de vedere. El e, are această calitate că are un univers aparte pe care îl regăsești în toate filmele lui, pe de altă parte nu se nișează într-un stil. Face filme care sunt extrem de diferite, de la o în Thailanda, la E, uite, mie ăla nu mi-a plăcut. Nu contează. Nu da, te știu plăcut, ce zici. Dar ăla da, simți... cu Papadopol, care în fel de udie Allen în București, da. ăla e foarte Hai, tare. Eu, foarte, foarte. Și primul, primul șoc pe care l-am avut cu Paul a fost la primele discuții despre roluri. Cu... Erau la casting, de fapt. El -a lesese, încă nu alesese rolul principal și ne chema să dăm... Nu știa că e postelnicul? Nu știa culmea la filmul ăsta au fost aleși secundari inițial, erau foarte mulți secundari in place, dar principalul încă era în casting. Așa. Și ne chema să dăm probe cu diferiți actori. Și acolo discutam și despre personaje, și despre personajul meu valid, despre personajul principal și scenariul, dacă îl citești, el e foarte nuar așa, e un polisie noir, e foarte foarte greu. Și nu adică nu intuiai zona asta de umor negru care e în film. Și când am discutat prima dată despre personaje și am văzut de fapt universul în care Paul transpune povestea, mi-am dat seama că, băi, el are, el e un autor, un autor care are o lume și pur și simplu a luat ceva ce eu am citit foarte limpede într-o cheie și a dat cu o cheie total opusă și era perfect valabilă. Foarte argumentată, foarte, foarte, adică și un om foarte mișto la cadru. Adică cere. Nu păi știi foarte... să lucreze cu actori mai asta. cere da. specific, el lucrează la nuanță și spune exact ce vrea, adică nu e nimic întâmplător acolo. Că sunt regizori care te lasă mult mai liber și atunci să zici că aportul, aportul actorilor cu toată e mai mare sau există, știi, el e un regizor foarte specific. Da, și oameni de treabă, e un film. Spor Uite alt bun. exemplu de power couple. Oana. Coana Drăghici, da. Care este DOP da. foarte, foarte bun. Foarte bun, da? Foarte bun, da. Îmi place, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut Man of Deeds. L-am recomandat la Master. Nu știu exact cum a stat la vânzări, dar ăla un film, ăla e un film grozav. Nu știu, n-a avut vreo 20 ceva de mii de spectatori, ceea ce pentru un film de la de e bun. E bine. Da, e e, sunt niște cifre mai mult decât. văzut că a anunțat încă două lozuri. Știu, dar știu, știu că filmau în timp ce lansam filmul, el filma două lozuri doi. Da. da. Deci, patru, patru lozuri, cum ar veni. Patru. Patru lozuri. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Trecând peste a, a, asta, ce mi-a plăcut la tine a, până să te cunosc este din afară. Este strict proiecție. Băi, frumos, nu știu ce s-a bârfit, s-a discutat, s nu știu ce, vorbeam cu sormea, s-a zis, păi e da, normal că s-a dus fata aia după el. A, așa, ca să zicem și din bărfa interna lui Happy Fish. Uh, Îmi place unul, că ai proprietatea ideilor. Se simte foarte mult background-ul familial, foarte mult, ăsta de intelectual feroce. Că fix despre asta și contează chestia asta. Uh, în creșterea copilului, cât de tare, cât de mult ești hotărât să-i să lase implice și uh, pe bunici? Foarte mult. Adică tu ai fi avut aplecarea asta către film și către actorie dacă nu ai fi avut influența directă a părinților tăi? Am avut o influență foarte mare din partea bunicilor mei. Oh! Da. Dar de ambele părți au fost tot așa. De pe partea mamei un bunic judecător, un bunica medic și de pe partea tatălui un bunic colonel militar și o bunică economistă. Deci profesii din afara spectrului artistic dar există în mine, dacă vrei, partea asta mai mai matură și grounded. Disciplinată. Disciplinată vine disciplinată. de acolo. Vine de acolo, clar. Și a, copilul nostru are patru bunici extraordinari foarte diferiți și eclectici și eu de-abia aștept să văd combo-ul ăsta e un combo senzațional adică el o să aibă parte de tot Nu vă dați corigența în penetrii în păghetul pe copil Nu, nu, da Adică nu, eclectism, bine, nu. eclectism știi, Râdem glumind, dar știi că eu sunt serios știu, acum când știu, am zis asta Adică știu, știu, nu, nu absolut, fac panarea. Nu, dar Serios, dar Bunicii au un rol esențial în viața. Cred că și în viața ta au avut, nu? Foarte mult. -a scris, păi Maica mea săraca, fiind pe la studii mai mult pe afară și tot perfectându-se și perfectându-se, eu am crescut mai mult cu bunicii. Da. Și tot așa. Eu sunt oglinda lui bunică-mea. Asta nu înseamnă că copilul va crește cu bunicii, dar influența lor va nu, fi... Nu, 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 e. Adică... Altă chestie care mi-a plăcut este cât de elegant ați manageriat atenția bolnăvicioasă a presei? 1. Legată de fosta relație. 2. Legată de noua relație. 3. Legată de planurile de viitor pe care le ai tu acum și de transformarea asta prin care treci. Legată de transformare, de ce să nu zicem și asta, prin care trece și partenerata de viață de acum. Absolut. Că e o transformare. E foarte mare. Teo de acum e foarte diferită de Teo de acum 2 ani. Din ce văd eu din afară, într-o manieră foarte superficială. Și la un moment dat mi se pare că ați luat o hotărâre, nu știu dacă s-a și discutat chestia asta, și a zis, băi, hai să îmbrățișem maimuța. Adică ce pizda mă zi? It is what it is. Ai defalcat chestiile astea care sunt de natură ultra personală. Băi, foarte elegant ai menegeriat. E un singur artist care a reușit atât de elegant să menegerieze chestia asta. La noi grasul XXL. Bă, atât are respect pe Dragoș pentru treaba asta. Și tot așa vorbeam cu cineva. Doar că la voi, băi, atenți, adică când ai văzut că primești atât de multă atenție pentru niște lucruri pentru care nu știu dacă îți doreai neapărat să primești, care a fost bă, primul tău gând? Mă, inițial, nu, mai că am încercat pur și simplu să pun ochelarii de cal și să merg înainte. Asta a fost instinctul inițial. Știu că toate lucrurile astea au un soi de 48 de ore de attention, attention spam. attention spam și după aia eventual încă 3-4 episoade similare și după care se consumă. Cam asta e... S-a consumat? Sau încă e? Că mi se pare că încă e așa. Încă, încă e. În ideea în care și aici, evident, n-am Teo este extrem, extrem de, de cunoscută și cineva care, prin. adică cumva toate aceste publicații își fac, din punctul meu de vedere, niște venituri considerabile pe spatele și numele ei, pentru că despre asta e vorba, despre clickbait. Și este, dacă pui o știre în care o conține pe ea, dai click. Voi asta vara ați fost la mare? Da. Și tu ai reușit să debronzezi? Pentru aia că aia stai aia. constant în umbra lui Teo. Aaaaah. Oh. Ok. Brain fart. Asta <laughs> da. Bă, trebuia să spar momentul. Că uh, mi-am dat seama că am intrat într-o zonă un pic sensibilă. Și ți-am zis, dacă e o chestie pe care o râs, că e asta exploatării. Vreau să o discut. Nu, să știi că e un subiect care mă, mă preocupă. Mă preocupă nu neapărat din, din, din pricina exploatării directe, ci din pricina reacțiilor stârnite de această exploatare, știi? Pentru că eu am avut șocul să întâlnesc niște reacții în urma acestor articole, că de fapt alea sunt cele care te pot afecta. Ai, -o. Reacțiile și acolo descoperi o lume pe care într-un fel o știai, dar niciodată din perspectiva asta directă, știi? Care e o lume hotărâtă să nimicească, știi, să te... Lasă că să nimice, că să nimicească oamenii vor să nimicească de când sunt ei, că asta e naturalul. lor, e, asta e natura umană, destructiv. Lasă că să nimicească, să spună ție ordine în viață, bă, Exact, băiatul. să spună ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, ce nu faci corect, ce... Și mi s-a părut extrem de necinstit pentru toate părțile implicate, pentru că băi, au fost patru oameni vorbim de da da, 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 da. Cuplu prezent și de cuplurile trecute. Patru oameni implicați în povestea asta, niciunul dintre ei nu a dorit. Și din acești patru oameni cel puțin trei, dacă nu chiar patru au exprimat în mod direct intenția de a fi sau dorința de a fi lăsați în intimitate. Deci ceea ce cred că ar trebui să conteze într-o măsură sau alta și... Nu. Îmi pare rău că are zic. și o perspectivă aici, care, mă rog, aici dacă vrei filozofăm cât vrem, despre ce înseamnă să fii persoană publică. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, până acum, eu am fost o persoană publică doar din perspectiva profesiei mele. Da. Eu n-am postat alte lucruri decât în legătură cu profesia mea. Dom'le, eu am n-am dat interviuri despre viața mea privată, nu m-am nu sunt un monden. Eu am fost un actor care a devenit scenarist, care a devenit regizor. Adonale, pui și, și ria la față. fel. Da. Bă. Și în contextul ăsta, tu nu ești o persoană publică în sensul clasic. Dom'le, stai puțin, el are toată viața pe tarabă și atunci ce mai contează? Nu, eu sunt... Adică viața mea privată rămâne privată pentru că eu nu mi-am pus-o niciodată pe tavă. Eu nu m-am dat... Nici interviuri, nici n-am vrut să vorbesc despre lucrurile astea. Toate toate au fost niște speculații de presă și există o limită care a fost de foarte multe ori depășită. Ca să nu mai vorbesc de foarte multe articole mincinoase. Aia, lasă. Adică asta. Asta, este, asta este. Adică de la început, de la felul în care a fost pusă în pagină toată povestea cu cele. Maniera tendențioasă de, de redactare. Maniera tendențioasă în care, bineînțeles, pentru toate părțile implicate, că aici absolut toată, nu, era, nu era nimeni bine. Tot, tot lumea pleca jignită din povestea asta. Că erau cumva patru nefericiți, dar într-un dintr -un motiv sau tu se scria despre ei, ei, fiind atât de nefericiți. Singura întrebare pe care mi-am pus-o, cel puțin la început, singura întrebare pe care mi-am pus-o au fost două. Unu. De ce cumva băiatul ăsta iese că ar fi un muis sinistru Că s-a îndrăgostit. Că m-a enervat chestia asta, să zic foarte sincer. Și doi, de ce este apucătura asta extrem de violentă și trebuie să recunoști că a fost asta, cel puțin la început, de a o terfeli pe doamna Lia Bunăr? Da. Efectiv, ea a ieșit cel mai prost din toată tevatura asta jurnalistică de joasă speță. Toți am ieșit foarte prost din din poveste. Am ieșit. și Toți fost afectați. Știu. Afectați? E... Terfelirea sistematică a doamnei Lia Bognar, pe mine mă nu o cunosc. Nu am interacționat cu dumneai niciodată. Tot ce știam despre dumneai până în momentul ăsta era strict prin prisma profesională. Cred că știam că sunteți în... nu... Că nici nu mă interesa fie vorba între noi. Viețile private ale oamenilor de obicei, nu prea mă interesează decât dacă au o reverberație artistică. Și de la un punct încolo au. Dar asta e cu tot o altă discuție și o să o avem în alt episod al podcastului. Dar m-a deranjat foarte tare. Zici că a fost o campanie instrumentată de terfelire a doamnei Bugnar, n-am înțeles de ce. Păi e, un mecanism foarte simplu și, într-un fel, e pe atât de simplu, pe atât de eficient de multe ori, în cazul ăsta n-a fost. Ei încearcă, de fapt, să creeze un conflict care nu există. Da. Părțile nu erau un conflict. Adică asta, lucrurile au fost foarte curate. Deci, povestea adevărată e foarte curată. Povestea adevărată... Și cred că abordarea de... a fost că se poate de matură. Da. Sunt, au fost două cupluri, oamenii s-au despărțit, după ce oamenii s-au despărțit din acele cupluri, s-a format un alt cuplu. E atât de simplu. Nu s-au despărțit că au apărut niște noi încrângături. s-au despărțit și din motive personale și intime care țin de fiecare cuplu în parte, sunt alea astea nu se pun pe masă, dar care nu Și nu, există, nu e treaba noastră. Nu se pune problema de adulter. Nu, adică nu vorbim de lucrurile astea. Ei, Bă, ce adulter, mă, era vreo căsătorie nu, la mijloc? -mi Și ce mă, mă respect, hai să avem proprietatea termenului. O relație de termen lung. Să zicem că putea fi asimilată cu o căsătorie de ambele părți. N-a fost vorba, nu a înșelat nimeni pe nimeni, nu s-au întâmplat lucruri care să, să fie murdare. A fost o treabă curată după care s-a făcut un alt cuplu și în momentul în care, evident, care și-a dorit în primul rând intimitate, tocmai în contextul ăla, nu, nici n-am pus să zic, domne, stai puțin că m-am despărțit, dar stai puțin că uite cu cine sunt acum, nu n a interesat pe nimeni treaba asta. În momentul în care, evident, povestea care a venit la pont, că aia a fost o poveste la pont, adică nu e limpede, a fost, am fost probabil absolut. un număr de zile urmăriți și s-a făcut o poză care oricum a fost descrisă după aia mincinos că în plină stradă, nu știu ce, au făcut o parcare a unui bloc. Și au pus-o că în plină stradă, când ne plimbam de mână în plină. Era la 6 dimineața în parcarea unui bloc. La 6 dimineața. 6 dimineața, da. Mergeam Bă, la... cine dracu să plimbă pe un parcări la 6 dimineața? Nu ne plimbam prin parcări. Era pur și simplu, mergeam, ea mergea la lucru plecând de la mine de acasă. Despre asta e vorba. Dar i au urmărit-o de cu seară înainte și au rămas toată noaptea unde a parcat mașina. Și a doua zi dimineață, în parcare, au făcut celebra poză care mai după aia a fost descrisă ca fiind cei doi care se plimbă de mână pe stradă în Văzul Lumii. În plină stradă la șase dimineața în parcare. Exact. Și de acolo lucrurile deja din punctul au fost puse în pagină greșit. În primul rând, primul lucru, indiferent, bun, vrei să dai exclusivitate pe tema asta, să spui ceva, ok, foarte bine, spune, dar. Ai fost sunat? Nu. Și asta, asta și după aia, prima oară când am fost sunat de publicația respectivă. După mai multe după, publicații. După mai multe ca să mi se ceară o părere. Dacă erai sunat într-o primă instanță, care ar fi fost poziția ta? Păi dacă aș fi fost sunat și mi s-ar fi spus, domnule, avem o fotografie cu tine și cu Teo. Vreți să explicați natura relației voastre? Pentru că noi urmează să scriem un articol și o să spunem că, vezi, domnule, e mare încrengătură. Când nu a fost, aș fi zis, ok, aveți această fotografie, deci nu n-am ce să neg. Că era evident, na, eram eu care o sărutam pe Teo. N-ai ce să spui că altceva. e altceva. Și spune... O sărutai. Da. În plină stradă. Așa, în plină stradă. Și aș fi spus exact adevărul. domne, am fost într-o relație, relația s-a încheiat, acum sunt într-o altă relație, este o chestie asumată de ambele părți, nu ne ascundem, dar dorim intimitate. Simplu. Și asta ar fi fost un, o narațiune care n-ar fi creat atâta bine. N-ar fi creat atâta trafic. Bineînțeles, pentru că Angel. ei în primele zile au avut articol după articol, cu reacție și post-reacție și cu toată, toată, toată lumea care da, a, la, a fost în cei doi în șală, după care reacția nu știu cui, dar reacția nu știu cui, dar trebuie să a fost ei doi, antagonizației doi în raport cu noi, adică toate, toate lucrurile astea pe care sunt de manual, adică sunt foarte simple. domne ai patru părți implicate, cum să crezi niște conflicte între părți. Aruncă-și ca... tu un cuțit exact. între ei și să vezi ce se, se întâmplă. Să cine se întoarce la noi și vrea să dea mai departe, știi? Acolo n-au avut ei succes. N-au avut succes pentru că nicio parte nu s-a îndreptat către ei. Ei au vrut un scandal de tip, nu știu. Pentru că ați făcut fix ceea ce fac și eu. Nu negociez cu teroriști. Asta este o politică personală pe care o să o am nu răspund la agresiuni, nu. Bă, Așa nu, nu, nu negociez cu teroriști. Și de asta mie mi se pare că a fost foarte matură abordarea asta a tuturor celor patru părți. Și asta e o chestie care mi-a plăcut foarte mult. Pe de cealaltă parte nu pot să întreb cum cadrează asta cu decizia de a face uh, sex reveal copilului. Păi stai puțin. Iar iarăși, sex reveal copilului E un eveniment. A pornit de la voi sau nu? Nu. Nu a pornit de la noi. Înseamnă că am înțeles eu greșit. Nu, sex copilului, deși, în, dacă ar putea părea altfel, a fost un eveniment privat. Fiată, fac așa cu microfonul. Așa. Că e important. Deci a fost un eveniment? Un privat. eveniment privat unde au fost doar oamenii extrem de apropiați. În ceea ce mă privește, au fost cinci persoane oameni care sunt, dintre care doi sunt părinții mei. Așa. Și alte trei din arealul ultrapersonal. Exact. înțeles. Da. Cum e Codin, dar Codin mi e prieten extraordinar de bun, dar e un prieten intim. Și de la te -au a fost familia ei, care e o familie foarte mare, plus studio. Care e un studiu... Care e altă familie? Da, e o -tai familia. Așa. Adică sunt mulți. De asta a părut un eveniment fastos. Dar el în sine a fost un eveniment intim. După care, evident că noi am fi sperat să facem treaba asta pentru noi, că bine, nici noi n-am organizat-o. Povestea a fost că avem niște prieteni care au zis, bă, hai să o faceți asta, să aflați, să nu vă spună la ecografie, să o facem noi, să afle toată lumea, că după aia începe șirul telefonilor, e, e băiat, e fată, ce o fi, hai să o facem la un o masă la un restaurant, ne ocupăm noi de tot, organizăm tot. Pin ocupați-vă, noi eram în treabă, filmam, aveam, ea era cu voce, eu eram cu montajul la clan, -ul, urmau ultimele episoade, s au ocupat și au făcut acest eveniment, după cum li s-a părut hai să luăm și aia, hai să facem și aia, să ar fi frumos să fie niște artificii, și au făcut evenimentul. După care, evident că șansa să faci ceva de genul ăsta și să nu transpire în presă, erau minime minime, pentru că oricum și pontul inițial tot dintr-un context intim a venit. Nu știm. Nu o, o să afli, dacă o să afli vreodată, dar poți fi oricine. Deci nu a pornit de la voi. El nu. nu asta. Ca asta să fie concluzia. Și după care am zis, bă, noi am postat chestia aia și am zis, bă, decât să fie toate știrile de presă cu luat de aici, că sunt atâția oameni, îl punem noi și măcar am scăpat de, măcar de data asta o generăm noi. Nu mai generează altcineva. Pentru că eram conștienți că în contextul ăla, chiar dacă e intim, există posibilitatea ca lucrurile să răsufle și am zis ok, hai să, să postezi chestia asta. Și asta a fost. O să spargem jazz acum. Mi-a plăcut foarte mult episodul ăsta. Mai ales partea de ghicăraie. Am zis că nu o să vorbim despre partea asta personală și n-am intrat într-o chestii nu, nu, ultra-personale. Fost dar trebuiau lămurite niște lucruri. Absolut. Mai ales că eu, ca privitor din afară, bă, când mă deranjează ceva, efectiv îmi întreb chestia asta. Bă, m-au deranjat. Ți-am zis punctual care-i treaba. Uh, despre problema cu consumurile de droguri nu o să vorbim, pentru că nu există. Nici despre problema alcoolismului cronic nu o să vorbim, pentru că de asemenea nici ea nu există. Acum mai dau, mai dau înțepături fix înainte de am o poveste simpatică cu asta. Eu sunt uh, curat, uh, ascet, da, sunt, uh, nu, nu consum, nu beau. Și nu, eu tot la fel. asta o să, mă probabil o să mă o să probabil o să-mi primesc pedeapsa în comentariile tale. Domne, prea mult fumează băiatul ăsta. A, da, exact, exact. Eu exact. ce drag să mă. Mai... Da, uh, cafele bagi? Da. 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 Deci ăsta cunosc, acest mondus operandi, cafea tutun. Exact. Da. Și m-a oprit recent... Uh, Plină zi de duminică, în timp ce mă duceam la tenis, un polițist uh, pentru acel alcool, test, da. alcool test și cum păzi pe zi, la două după amiaza, eram în mașină, mă duceam la tenis, m-au oprit pentru alcool test și pentru drug test. Nu știu de ce, i s-a părut că aș fi un candidat uh, potrivit. Și pentru drag test, da. care durează jumătate de oră dacă îl faci acolo. Da, știu, pe și spune. costă 2 800, că nu e ieftin nici pentru ei. Da, bun. E, și stai seama, apucam și o dată la N săptămâni să mă duc la tenis și am zis, domne, crede-mă, sunt cel mai, cea mai curată cunoștința mea, te rog frumos, ne pierdem timpul. Și și jumătate de oră, eu mă duc să joc o oră jumate, îmi pierzi jumătate asta de oră, pentru mine e valoroasă. Dar sunteți cam agitat, domnule. Mă rog, n-am avut cum, l-am făcut, și cert că jumătatea de oră m-am chinuit să obțin de la poliție, domnule, o să iasă toate negative. Ca să știi dacă mai vreau doar să-ți cer scuze la final. Asta vreau. Să-ți cer scuze că mi-ai consumat timpul. Domne, poliția română nu-ți cere scuze. Domne, eu nu plec de aici până nu-ți cer scuze. Poliția română, ne poliția română, îți cer scuze pentru că e un abuz. E duminică la două, mă vezi că sunt am astea de tenis. Cine dracu merge băut și drogat la tenis? că vezi, mă vezi în, stă mai un un short, în astea pline de zgură, e limpede. Bă, cazuri de dopaj la tenis... Al... Da, da, exact. Era în perioada aia? Da, e în perioada aia, da. Că dacă apar știri cu dopaj tenis, în același cuvânt da. și tu, în, în același titlu, și tu în mașină, a rachete de tenis, legătura da. subconștientă, tenis dopaj. Vezi, bă, asta e periculos, periculos. De asta, e periculos fake news -ul criminalistică avansată acolo. De -au făcut ei. Da, e deducție logică. Tenis, da. droguri! Și după aia, titlul în cancan, <laughs> Anghel a dopat pe Simona Halep. Bă, da, da, da. 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 Că a venit la teatru. Puțin da, da. înainte să iasă povestea. Așa. La un spectacol. Simona. Așa. V-ați văzut la, la, spectacol. La spectacol. La Și la acolo spectacol tăpat Eu la teatru mă duc coxa direct. Normal. Nu pot, nu pot. nu pot. Cu biletul faci, lințele, cu biletul de la teatru. Da. Da, cu biletul ăla de la... De când ați Plastifia băgat formatul ăsta da, cartonat așa, așa a, să vă de de așa. dea Dumnezeu sănătate. Ne-a scos din sărăcie pe toți narcomanii. De da, nu se poate, mă. Fără două, trei timbre, eu nu mă duc la teatru. <laughs> Punct. Atât. Vreau să n-ai sens nimic. Câte uiți tu pe telefon, explic eu exact. că Am vrut să fiu o să fie absurd, da? să fac teatru absurd, dar mi-am dat seama că prost. Așa. Pentru că am de menționat niște chestii. 1. Uh, urmează acum pe Patreon partea dedicată patronatului Gojiresc, adică Angel Damian versus patronatul Gojiresc. Dacă dați follow pe Patreon, aproximativ Gojir, asta am poezia învățată. Dacă mă întreb trebuie să o dau de la capăt. E belită. Am uh, aproximativ Gojira Patreon unde dacă intrați aveți extra content plus o faza asta, că vă spun de dinainte care e invitatul și puteți să-i adresați chiar voi, patronii, ghirăi, întrebări invitatului. Deci o să urmeze pe Patreon, linkul în descriere uh, și, și avem și tir nou, avem și un tir nou în care facem un live odată pe o dată pe lună, dar fac doar eu live. Da, deci nu e atât de interesant. Bun! Aveți linkul în descriere. 2. Avem TikTok, aproximativ discuții, trebuie să zic și de ăsta, că altfel mă rupe Ana pe genunchi. Cu astea fiind spuse, pa, acum chiar e absurd, mai taci dracului din gură, că ne-ai nebunit, Angele, stop.